Bună dimineața, domnule, vă rog să vă prezentați. Bună dimineața și vă mulțumesc că ați venit. Sunt Cristea Sandu Timoc, născut în Bulgaria, de fapt, în timpul războiului, și după aceea crescut în Serbia, din satul Zlocutea, astăzi Alexandrovac, pe râul Timoc. Da, chiar că m-am auzit că mai aveți prieteni pe aici care sunt venit celălalt la fel din Alexandrovac. Am un prieten de-al meu și coleg de bancă, doctorul Boris Pășuică. Am. Ceilalți s-au bătrânit ca și noi, pe unii au murit. Și cum de ați ajuns în România? Poftiți? Cum de ați ajuns în România? Cum de am ajuns? Da. În România e interesant cum am ajuns. Despre România n-aveam o imagine, adică o idee, să zic așa, clară. Știam că e țară, nu știam cât e de mare, cât este de frumoasă. Se vorbea urât în școală despre România și despre limba română. Nu ne dădea voie dascălu să vorbim românește. Nici chiar după oi era interzisă limba română. Și întâmplător, mergând la un prieten de-al meu cu care mă duceam la Timoc să mă scald, Sava Raboveanu e mort acum, tot din Zlocutea, cu el mă duceam eu la Timoc să mă scald, după ce veneam cu vitele de pe câmp, la prânz nici nu mai mâncam și ne repezeam la Timoc. Dar într-o zi Sava s-a dus mai devreme decât mine la Timoc și eu am rămas. Am întârziat și am trecut pe la tatăsu și l-am întrebat, unde e Sava? Păi zic că a plecat la Timoc, dar el citea sub un nuc o carte. O carte mică care de fapt era un Nou Testament. Și l-am întrebat, tată Floră, dar ce carte e asta? Vreți tai că asta e carte, ci că sfântă? Eu am primit-o în Argentina pe asta, unde am fost lucrător cu niște frați ai noștri din Ardeal, din Ungaria. Când a fost și cartea asta, este cartea lui Dumnezeu, zice el. Și era de fapt Noul Testament. Și am zis eu, dar cum scrie în ea? Și eu l-am întrebat, zic, cartea asta, zic, cum te știi să citești? Să citești, păi că știu că asta e carte românească. Și cum e cartea românească? Că dascălul ne-a spus că în România, așa zicea România atunci, și acum zice tot România, da. În România nu sunt cărți românești, ci tot cărți sârbești și tot dascăl sârbi și tot sârbește învață. Și eu aveam ideea asta, imaginea, că în România nu sunt școli românești. Sunt școli sârbești, sunt cărți sârbești, dar acum tata Florea apărea cu carte românească și mi se părea vorbința dascălu, vorbința el. Și atunci tata Florea zice că tu, eu să citesc așa ceva de aici, să vedem. Dascălu era sârb. Tata Florea? Nu, da, dascălu era sârb. Sârb, Radosavlevici Jica. Jica Radosavlevici din Negotin. Dumnezeu să-l ierte că m-a bătut destul. Și ce s-a întâmplat? El a deschis la o pagină și a citit așa cam jumătate. Că n-am mai avut eu răbdare să-l ascult mai mult, dar tot am înțeles. Și am zis, tata Floreu, păi asta văd că e carte românească. Păi este românească, zice el, da. Păi zice dascălu că nu e carte românească în România, adică pe lume, zicea. Eu înțelegeam că dacă în România nu e carte românească, în toată lumea nu mai este. Da, adică eu înțelegeam că și în România sunt cărți sârbești, cori sârbești, se vorbește sârbește, chiar dacă e român, vorbește sârbește cum vorbim și noi în Timoc acolo la noi. Și el îmi spune, uite, eu citesc asta să vezi că e carte românească. Că... Și eu am zis, cum să fie carte românească, că dascălu zice că nu sunt cărți românești. Uite, eu citesc acum, zice el. Și mi-a citit și i-am spus, tată Flori, eu tot am înțeles ce ai citit tu aici, dar de la sârbii ăștia nu înțeleg nimic, zic. Și zic, ce să fac? Păi zic, așa o fi, mă, copile. Dar zic, stai tu, că mă duc în pod, am altă carte acolo, apitulată după stâlpia din pod, că câteodată vin jandarii și cată cărțile românești. Veneau. Dar n-aveai voie să ai cărți românești. N-aveai voie să ai cărți românești. Și jandarii caută cărțile de ei. Și cărțile românești, noi că le ținem prin pod, după niște stâlpi, undeva scupitulate, dacă avem. Ori îngropate chiar, că dar nu le dăm la sârbi, zic ei, zicea el. Și atunci s-a dus și a găsit o carte de mai ușoară, de carte de citire. Tot din Argentina o am, a zis el.
Și am răsfoit-o și am văzut o poezie acolo, Mogoș Vornicul. Eu nu prea știam bine alfabetul latin, dar ceva tot știam. Și l-am rugat să citească poezia asta, Mogoș Vornicul. A citit-o odată și zic, mai citește odată, are vreo 2 pagini jumate poezia asta, dar există în cărți. De câți ani ați avut atunci? Păi poate să fie avut aproape 10 ani. Și am mai citit-o odată, am zis, mai citește odată, de 3 ori mi-a citit-o. Și zic, acum ajunge, mă duc repede că fratele meu Ilie se duce pe dosul al mare să taie tufă pentru oi și capre. Vreau să-l ajut și să-i spun că în România sunt școli românești și cărți. Ați aflat ceva nou. Da, ca și când astea erau nevoitate pentru fratele meu, știi? Fug la el și îi spun, nană, merg, nu mai mă duc la Timoc să mă scald, că am aflat noutăți. Ce vrei, bă, copile? Auzi tu că în România sunt școli românești, în România. Fugi, bă, de aceea, zice el. Păi tu n-ai știut că sunt școli. Nu-i venea să creadă. Da, fugi, bă, de aceea, zis el. Cum, ce tu nu știi că în România sunt școli românești? Păi România, zic, nu e Serbia, Sârbia aici, zice el. Acolo sunt școli românești. Da, da, dascălul zice că nu sunt. Zice că sunt școli sârbești. Zice. Da, pă, din ce n-aveți voie să aveți cărți românești atunci? Păi nu era voie, păi n-a fost voie, eu cred că și acum le confiscă cărțile. Și acum confiscă cărțile, zic. Nu, asta e important, acum este că fratele meu spuneți că, băi, în România sunt școli românești, sunt cărți românești, o fi și sârb, poate, și sârbești, nu știu, dar ăla care spune ție așa e, mănâncă cacat. Și că nu e adevărat, își fac ceva în gura lui, zice el, să nu mai mintă. Păi ăla e dascălul meu, zice el, păi că eu nu știu, păi ei au, de-aia sunt plătiți ca să mintă pe români ăștia de pe aici. Dar dacă treci în Bulgarie și frontiera care este între noi este cu Rabova, cu Bregova. La Vidin, în partea aia. Poftim? La Vidin, în partea aia. În partea aia cu Vidinul. Și că aici, la Vidin, în partea asta, nu e sat să nu fie un copil în România la școală. Și atunci am aflat eu că în România sunt școli românești și că sunt copii care învață în România la școală. Și i-am zis eu, frate meu, lui frate meu, nana, atunci, dacă sunt școli, fă ceva ca să mă duc eu acolo, dar să nu știe tata. Că dacă știe, nu mă lasă să merg. Că tata avea nădejdea ca eu să fiu copilul lui de suflet, adică să-l ajut la bătrânețe, știi? Și el a zis, bine, am plecat la tufă și când am plecat, acum să spun eu ție un cântec, nu știam eu de poezie. Cuvântul ăsta nu mi-era cunoscut. Un cântec, Mogoș Vornicul, de 3 ori mi l-a citit tata Florea. Și-l știu acum. Și am stat pe codăria carului și am plecat la tufă în dosul al mare și la Nerezi și am recitat poezia cam până la braniștea podului, cam 1-2 km. A durat până s-a terminat poezia. Și el a întrebat, bine mă, dar de unde știi tu? Ții minte poezia asta? Mi-a citit-o de 3 ori și am fost, știu. Și a zis, atunci tu trebuie să te duci la școală, acolo. Și așa ne-am pregătit atunci noi să mergem la școală. Dar cum puteai să te duci în România la școală atunci? De tatăl vostru nu știe. Nu știa nimica. Dar cum puteai să te duci la școală? Trebuia să iei un pașaport sau o biavă pe 3 zile. Asta e, noi ziceam, prolaznița. Ca să poți să treci vama. Bă? Ca să poți să treci vama. Ca să treci vama, da. Și am... Deci tata Florea cu Boris ăsta, tata lui Boris Ioncea, Florea și cu fratele meu Ilie. Ei s-au dus la Negotin să ceară pașaport pentru noi. Și argumentul era ăsta, că noi ne pișem în țoale. Mă iertați că spun așa. Da, nici în român. Da, e cam urât că să spui așa ceva, dar așa a zis ei, că asta e boala noastră care chiar o avem. Chiar că există așa o boală care este copiii aici. Că copiii ăștia că se pișe în țoale, dar el dar este la, lângă Turnul Severin, un sat Șimian, unde este o descântătoare, Margheoala o cheamă, îi țin minte numele, Margheoala o cheamă, unde merg copiii și dacă
dacă îi descântă o dată, nu se mai pișe în soare. Și deci de asta ceream noi pașaport, ca să mergem la Margheoala asta, dar nu la școală. Și uite, pun asta așa. Deci s-au dus la negotin fratele meu, tata Florea și tata Ioncea, ca să ceară pașapoarte pentru noi, că să mergem la descântătoarea asta, Margheoala, de la Șemian, să ne descânte. Și la amândoi le-a dat pașaport, și lui Sava și lui Boriz. Dar mie nu a vrut să-mi dea. Și erați prea mici? Nu, tot de seama lor eram. Dar n-a vrut să-mi dea. De ce? Pentru că eu făceam parte din familia Sânduleștilor. Familia Sânduleștilor era rău văzută. Și ei erau rău văzuți. Noi toți trei eram dintr-o zonă a satului care se numea Albania. Partea elaltă era considerată din dreapta pârâului diavolului sau dracului. Îi ziceam noi, aia erau ai statului sârb, oameni supuși lor, dar ăștia care eram în stânga râului cu Sândulești, cu Pășuchești, cu Răbovenești, cu mulți, jumătate adică de sat, ăștia erau democrați. Și nu erau democrați atunci la putere, erau radicali. Și era bătaie între ei și atunci, ca și acum. Și nu se înțelegeau. Și deci mie, dar interesant este că și Sava și Boriz, amândoi erau tot din zona asta a Albaniei. Lor le-a dat, dar mie nu ne-a dat. Nu ne-a dat că tatăl meu era un om foarte dur. Adică nu suferea nedreptăți și pe toți ăștia radicali ăștia i-a bătut. I-a bătut la horă, i-a bătut bine. Nu? Și a fost și la pușcărie cu tatăl lui și bunicul meu și orbit în pușcărie din cauza politice ăștia. Și de aceea noi eram rău văzuți. Deci mie la ora aceea, când aveam vreo 9-10 ani, nu mi-a dat pașaport că prezentam un pericol. Dar lor le-a dat. Mă rog, ei s-au dus, eu am trecut clandestin Dunărea. Ați notat peste Dunăre? Păi a început eu întâi să înnoț, pe urmă am găsit altă soluție, știți? Dar am trecut fără pașaport, fără nimic. Că eu am zis să orice ar fi, numai să nu mă înnec. Fratele meu a venit până la Dunăre cu mine, cu iada mea, am avut eu o capră la care țineam foarte mult și aia nu pleca capra, aia ținea, stă, tot timpul era după mine, îmi mânca mâncare din săcui, că eu am salvat-o de la lup pe mamă, mamă s-a mâncat-o lupul, iar ea a rămas iadă mică și am scos-o eu de acolo, de la ea, și am dus-o în sân și am crescut-o eu, știi, se numea Bărzuica și cu ea am plecat și în America odată, da, dar ea s-a ținea mereu așa după mine. Și țineam foarte mult la ea, era ca și sufletul meu ea. Și când a venit, până la Dunăre a venit fratele meu cu mine și cu ea de asta. A făcut un foc și pe urmă eu am plecat. Dincolo și așa a fost. 3 ani de zile nu am văzut casa, n-am văzut masa. 2 luni de zile tot timpul am plâns de dorul. Mama n-am avut, că mama murise de mai mic, de 6 ani eram. Dar de dorul la frate, la soră, la lui tata, la tot ce era. Tot timpul plângeam și în pat plângeam. Și cum ați... ăștia doi, două parale nu dădeau ei că au plecat de acasă. Pe Sava și Raboveanu nu-i duream nicăieri. Și v-a primit la școală? Ne-a primit la școală, da. Eu am dus-o cel mai rău din față de ei, că am fost mai slab, pentru că n-am știut bine nici să citesc ca lumea. Fiindcă eu n-am vrut să mă duc deloc la școală. Adică prima dată am vrut să mă duc, la 6 ani, adică. Dar când am văzut că vorbește sârbește dascălul cu mine, nu mi-a plăcut. Eu am crezut că vorbește românește și înțeleg ceva. Și atunci era obiceiul așa când în sat, că copiii aveau șepți și se furau și cățiulele unul la altul, se furau. Ai încânsat la voi? Era la noi, pe vremea aia, lumea era săracă. Și atunci tata mi-a cumpărat un chipiu din ăsta care este acum la armată, la sârbi. Aha, da. Ziceau, aia iepie, zicea.
și un văr de al meu ca să nu mai înfure copiii căciula, au scris așa C, P și S, C, P, S, cu creion de cerneală, de mastilă. Da, dar ce însemna aia? Și se vedea, deci, C, P, S, așa era, numai a mea, dacă o fura oricine știa că e a mea. Păi când eram eu, deci aveam 5 ani ceva, i-am spus lui mama că trăia, să facă cumva ca pe mine cu un an înainte să mă dea la școală, că eu vreau să învăț. Și s-au îngrijit ei să mă dea. Dar când m-am dus eu cu tata la învățător dimineața, când a început școala, și el a văzut aici că P.S., el a zis dascălui, că ca copișe. Și eu am crezut că el să și face și căcatul și pișatul în capul meu. Și am zis, ce are cu mine, că 2 ani am dus laptele, și eu m-am speriat și am fugit de lângă tata și drept la mama m-am dus acasă. Și am zis, mumă, tu știi ce vreau dascălui să facă? Ce? Să pișe și să caci ce în capul meu. Aia, lasă, nu cred. Zău, el a zis cu gura lui, dar tu știi ce facem? Dar ea a zis, nu, ea a zis, mergem și spargem toate geamurile. Dar zic, nu, că are 3 copii și vine iarna și n-are, și mor copiii de ăsta de frig. Dar facem altceva, mă duc la școală, dar nu învăț. Nu învăț. Uite, eu mă duc cu vitele și nu învăț nimic. Și asta o să fie, văd că nici nu vorbește românește cu noi. Și așa a rămas, că eu nu o să învăț și nu prea puneam așa suflet să învăț. Deci eram un copil mai slăbuț decât Boris și decât Sava. Pe Sava și pe Boris, părinții l-au mai învățat câte ceva și la liceu când au ajuns au știut ceva. Eu n-am știut nimic. Da. Și pe urmă, când ați trecut în România, ați intrat în școală și aici? Păi când am ajuns la turnul Severin, la liceu, directorul liceului Traian era un om extraordinar de bun și frumos, Alexandru Bărcălcilă, Dumnezeu să-l ierte, era un adevărat sfânt pentru noi și când ne-a văzut, ne-a mângâiat și a zis, bine am venit, dar deocamdată aici stați. Și eu când am auzit că a zis, deocamdată eu nu știam ce e cuvântul ăsta. Și am început să plâng, că am crezut că ne dă înapoi, să ne ducem în seara. Era o surpriză pentru voi. Da, pe ăștia prietenii mei n-au simțit asta. Nu i-a interesat că deocamdată ce înseamnă. Dar eu am zis să știi că ne dă îndărăt. Și dacă ne dă îndărăt, ce mă fac eu? Și tot am plâns așa pe acolo, pe lângă zid, că directorul a plecat undeva pentru scurt timp. L-am întrebat pe un copil, mă, ce înseamnă deocamdată? Era un copil de la liceu. Și el a zis că să mai stați puțin aici. Ei, și atunci mi-a venit inima la loc că nu ne dăm înapoi la sârbi. Eu trecusem clandestin, ei aveau pașaport la ei, în lor nu li se întâmpla nimic. Dacă... Iar peste Dunăre înapoi. Dacă ar fi venit înapoi, da. Și așa am început noi școala. Bineînțeles, a fost foarte greu. Bani n-aveam, de știu nimic, nu știam, numai note slabe. Am avut și de Crăciun, când aveam notele, fiecare notele, eu am avut cele mai proaste note, cele mai slabe. Și tot timpul am plâns și Sava, prietenul meu ăsta de suflet, al lui Raboveanu, care a murit la București, mi-a zis așa, lasă-mă, Cristo, nu plânge, că nu orice mușcă face miere. Și când el mi-a spus, dar eu aveam, el era mai mult decât un frate pentru mine. Și eu când am auzit că el zice mie așa, m-am simțit jignit. Cum adică el e muscă care face miere, iar eu nu fac. Și deci el e superior, iar eu sunt inferior. M-am simțit eu așa, știi? Și eu i-am zis așa, ascultă-vă să vă stache. Tu vezi piciorul împăratului Traian aici la pod, acolo e podul, știi? Unde e internatul ăla, unde am învățat noi. Și e chiar piciorul podului împăratului Traian, este acasă. La Severin? La Severin, da. Ei, vezi tu acolo podul ăla, vezi? Știi că apa acolo e de 15 metri de adâncă. Acolo mă nec eu dacă nu învăț cartea românească. Am zis. Dar să vă stache, n-a sesizat chestia asta, că a greșit.
și mie, eu m-am simțit tare jignit. Și tot așa am plâns eu, așa, că era vacanță de Crăciun. Și au trecut vreo doi copii din Albania pe lângă mine, mai mari decât noi. Așa, Danilo, Heba și Guga, Socrate, din Albania, din Elbasan. Ei erau iar români? A români. A români din Albania. Fârșeros din Albania, da. Și învățau și tot ei și ei, bursieri, acolo. Și m-am văzut plângând și m-au întrebat de ce plâng, măi, băiete. Uite, plâng că am note slabe, numai la gimnastică, la religie, la desen, la muzică, la ăștia am 10, dar la alte numai 3, zicam. Și o să rămân repetent, nu știu bine alfabetul, zic, nu știu, nu pot să învăț, că n-are cine să mă ajute. Ci că nu e nimic, ci că în 2 săptămâni noi te învățăm tot. Și să citești, și să faci socotelele. Ai cu noi la școală acum și acum noi începem să te învățăm. Și ei m-au învățat, albanezii, copiii ăștia. În 2 săptămâni am învățat să citesc, în 2 săptămâni am învățat și tabla mulțirii, n-am știut-o ca lumea. Bravo, bravo! Și în 2 săptămâni am știut tot. Și așa am început trimestrul 2, altfel. Am început acum. Mă ridicam și eu mâna la școală, la liceu. Profesorii nu mă prea luau în seamă că știau că sunt slab. Numai că s-a întâmplat odată ceva. Știi că în viața oamenilor multe lucruri se schimbă datorită unui moment pe care nu-l prevezi tu în viață niciodată. E imprevizibil momentul acela. Deci era o zi în care ne-a dedus profesorul de limba română să învățăm noi o poezie, Sergentul de Vasile Alexandrii. Pe drumul de costișe ce duce la Vaslui mergea un om cu jale ducând în urma lui. Cam așa începe poezia. Cum mai țineți minte? O țin minte, da. Și ce s-a întâmplat? Eu, neavând ghete ca să joc fotbal, că toți mergeau la fotbal, dar eu n-am avut bani pentru ghete ca să-mi cumpăr. Și părinții mei mi-au cumpărat, nu opinși din la sârbești, cum sunt altfel, fără vârf. Mi-au cumpărat unele de fără vârf. Și alea le-am cam rupt eu în vreo 2 luni de zile. M-am jucat și eu fotbal. La noi în sat nu s-a văzut, eu nu văzusem satul meu minge. Nici n-ai unde să joci, de fapt, acolo, da, pe dealurile la fotbal. Cum a reacționat părinții când a văzut că sunteți în România? Nu aia să termin aici, da, la poezia asta. Și, deci eu, nemergând la fotbal, cum au mers ceilalți, ăștia n-au învățat poezia asta, sergentul. Că ăsta a fost norocul meu, care m-a scăpat pe mine de la toate. Eu n-am avut ce să fac și vrând nevrând am învățat poezia asta, am învățat-o bine. Și eu mai făceam și altceva. Copiii se culcau, eu luam pătura în cap și mă duceam sus la internat în spălător și mă citeam odată lecțiile. Și pe urmă mă duceam. Pe urmă mă duceam și mă culcam. Și stăteam cu picioarele goale pe ciment, dar toate le repetam. Așa învățam de serios. Și la limba română, a doua zi, la profesorul nostru care a murit spânzurat la Stuf, Delta Dunării, arestat de comuniști, Dumitru Papadopol, ne-a pus să spunem poezia. I-a scos pe cei mai buni. Vreo 5 copii erau cei mai buni și niciunul n-a știut-o. Și el a început să ne certe. Și au zis, ia, mai spune tu, ăla n-a știut, a spune tu, nimic, n-a știut niciunul. Dar eu tot ridicam mâna. Dar el tot îmi dădea în mână ca să nu mai ridic, că știa că nu știu. Și tot întreba care știe, care nu știe și așa. Și tot ridicam mâna și tot dădeam mâna. Și dar eu am zis, la un moment dat, eu am zis așa, domnule profesor, de ce nu mă pune și pe mine să spun? De unde știți dumneavoastră că eu nu știu dacă nu mă întrebați? Zic că da, așa e, dar știi tu poezia? Păi zic, de asta zic, de ce ridic eu mâna? Că eu cred că știu. M-am scos afară și am spus poezie, dar am spus așa frumos, că aproape că a plâns profesorul, că e o poezie de jale, așa jalnică. Că soldatul ăla și are piciorul rupt și așa trebuie să ducă să-și vadă și el casa, masa, copiii și nevasta și așa. E foarte tristă poezia. Și atunci a fost foarte impresionat profesorul ăsta, Dumnezeu să-l ierte, Dumitru Papadopoulos, așa-l cheamă. Era grec? Probabil că se trăgea din greci,
se trecea din greși. Și s-a dus el la catedră când a spus eu poezia și s-a uitat așa prin clasă și a zis așa: eu pe copilul ăsta n-am dat 2 bani până acum. Am crezut că e 0. Dar eu, uite, vă spun acum vouă, vulturul, țin minte ce a zis, zic că vulturul și-a luat zborul și ăsta o să vă întreacă pe voi. Așa. Eu am ținut minte cam ce a spus și cam, aproape că am plâns de bucurie. Mi-a dat 8. Dar culmea a fost că toți copiii de acolo știau că eu sunt cel mai prost și cele mai proaste note. Adică de la internat, care eram noi, copii mari, care erau de clasa 8-a, eu eram în clasa 1-a atunci. Ia, la începere. Și toți au auzit în pauză că eu am luat cea mai bună notă la limba română și au venit în pauză la mine și m-au ridicat așa pe brațe și în sus. Știi, ca și că cine știe ce făcusem. Da. Cum eroi războiului. Dar ei s-au bucurat așa de izbânda mea, știi, că eram slab și deodată m-am ridicat. Și le-a plăcut lor asta, știi, la băieții aia mai mari. Asta a fost, de fapt, șansa mea. Și de aici încolo am început să iau note bune. Care a fost acum rezultatul la sfârșitul anului? La sfârșitul anului m-am dus cu Săvăstache, prietenul ăsta al meu din sat, Dumnezeu să-l ierte, să ne vedem rezultatul acolo afișat la liceu. Și să uită el și când colo să vede că e repetent. El. Mă uit la mine, corigent la matematică, eu eram. Deci eu trecusem, dar eram mai corigent la matematică, trebuia la aritmetică, adică la socoteală. Acolo, atât. Și asta a fost primul an. Așa am învățat eu primul an la școală. De aici încolo am început să învăț, dar a fost tare greu pentru oricine. Eu mamă n-aveam, tată, familia era săracă, destul de săracă, dar nu numai a mea, și a lor alți, la fel. Deci bani primeam și noi în plic, câte 5 dinari, câte 10 dinari, și pe aia noi, în loc să ne cumpărăm ceva, ne duceam și jucam în piața acolo, că erau în târg, un fel de jocuri în care dădeai și spărgeai oale, știi? Cu o bilă spărgeai oale. Deci asta ne interesa pe noi, să spărgem oalele ăluia și să-i dăm câte un leu pentru o bilă, știi? Și nu câștigam de fapt nimic, dar asta era mintea noastră. Și așa ne se duceau banii, știi? Va da bine că toți copiii. Dar în fiecare primăvară, pe urmă, când venea primăvara, Sava, când a văzut că e repetent, n-a plâns. Dar eu i-am zis: Sava, tu să nu te necăjești. Eu nu i-am zis că nu orice muscă face miere, cum mi-a zis el mie. Nu plânge și nu te... Adică să nu te sperii. N-are să știe nici tata tu, nici mama ta, nimeni, că tu ai rămas repetent. Tu o să spui că ești egal cu mine și că ești în clasa a doua acum. Dar era interesant asta să-ți mai spun, cum era când erai, treceai în clasa a doua. Când treceai în clasa a doua, aveai număr aici. Eu aveam numărul 225 și pe urmă de desubt era, acum scria 2. Se scria cu un fel de aur, așa, un fel de sârmă sau jiță. Da, da, galbenă. Cum se poartă pe poale. Așa, cum se poartă pe poale, da. Și scria clasa a doua. Și, de exemplu, mergeai pe stradă acum. Acum copiii toți care erau în clasa a întâi, pe ăștia dintre a doua îi saluta. Era obligat să-i salute pe ea de clasa a doua. Și să zicem că eu mergeam pe stradă așa îngânfat, că eu sunt într-a doua, ăla intră întâi. Și mergeam și îl vedeai că trecea, dar nu te saluta. Și eu îl opream. Ia stai, mă, tu în ce clasă ești? Îi zicea unul. Să zicem că eu sau altul. În ce clasă ești? Într-a întâi. Dar tu vezi în ce clasă sunt eu. În ce clasă? În a doua. Păi dacă sunt în doua, ce merit eu să... Ce trebuia să faci? Să saluți. Păi n-ai salutat. De ce? Când știi că sunt între a doua, uite, spar eu ție nasul ca aldată să saluți. Da. Și așa obișnuiam noi copiii. Îi dădeam în nas la ăla mic, care era între antic, că nu saluta. Dar tatăl vostru, el știa că sunteți în România? Păi da, știu că știu. Și cum a reacționat prima dată, păi când am văzut? Păi n-a zis nimic, s-a bucurat și el pe urmă. S-a bucurat, sigur, s-a bucurat. A fost interesant când ne-am întors în clasa a treia. În fiecare vară noi mergeam la munte. În primul an am mers la munte la Brașov.
E un lucru foarte frumos la Brașov, acolo în munte. Mergeam și mâncam toată ziua zmeură de munte. Și era lucru, era frumos că era în Brașov. Pe atunci era un tren mic, mic așa, cum ziceam, și trenului de la, de la Radoivăț până la Zaicear. Belgisca Pruga sau cum, nu știu cum e zicea. Cred că, deci în clasa, nu, la, m-am dus să iau aminte. Deci la Brașov era o cale ferată mică, cât masa asta așa. Și te săreai în tren din mers. Din mers așa, sau coborai când vrei, te mai duceai pe jos și iar te îl prindeai. Așa mic tren. Noi ne, copiii ne jucam cu el. Mergeam în munte și la partea asta, de exemplu, noi copiii mâncam mâncam mure sau zmeură și la partea alaltă mâncau ăsta urșii. În partea de dincolo îi vedeam. Și urșii ne vedeau pe noi și noi vedeam urșii, dar nu săreau la noi, că ei, noi nu îi deranjam pe urși. Și stăteam așa și ne vedeam de lucru. Păi după s-au obișnuit cu lumea. Cum? S-au obișnuit cu lumea. Da. Și în clasa a treia însă, în clasa a treia, am avut însă alta situație. Atunci a fost o criză extraordinară peste tot în lume. A fost mare criză. Și la criza asta, guvernul n-a mai avut bani ca vara noi să mergem la munte în colonie. Și că, să știi că ne ținea foarte bine. Mâncam dimineața cafea cu lapte, chifle, ce să mai vorbim. Și pe o ducem o viață de... Asta era viață scumpă, nu așa. Și acum nu mai putea, n-avea de unde. Și a spus să plecăm acasă și să facem ce știm. Mie mi-a intrat în cap ideea asta că trebuie să mergem acasă. Da, ăștia l-alți, Boris și Sava, și mai era încă unul de la Coilova, Rădiță Filip, nu interesa. Dacă mergem, merge, dacă nu mergem, iar e bine. Nu li s-a mers acasă. Dar mie mi-a intrat în cap și începeam și plângeam singur, eu fără să mă vadă ei. Mi-era tare dor de ei și aș fi vrut să not să merg numai să-i văd odată cum sunt. Și ce zic eu, într-o zi mă duc în port în Turnul Severin și îl văd pe un comisar din ăla îmbrăcat, elegant, parcă era general, numai cu aur pe aici. Și mă duc la el și-l salut și spun, domnule comisar, eu sunt copilul ăsta, mă cheamă așa și sunt din Timoc, de pe aici, din Valea Timocului, noi ziceam. Dar nu e bine Valea Timocului, din Timoc îi zice acum. Că Valea Timocului e mică, sunt vreo 10 sate românești, dar Timocul are vreo 300-400 de sate românești. Da. Și zic eu, mi-e dor de părinți, mai suntem încă 3. Și nu putem merge nici în colonie, stăm aici și mi-e tare dor de părinți, de 3 ani nu i-am văzut. Și aș vrea și eu să-i văd. Și plângeam, știi, în timpul ăsta. Și că lasă-mă, și că nu plânge. Că tu vrei să pleci astăzi acasă. Vreau. E, uite, astăzi eu te ajut și tu nu mai plângi. Gata. Du-te la director, spune să-ți dea actul de naștere, numai actul de naștere și al tău și la ceilalți 3 și veniți la ora 2, că vine vaporul Mișici, parcă era. Mișici. Îi zicea, vine vaporul Mișici, eu îl cunosc pe capitan. Vă bag pe vapor, fără pașaport, fără nimic. Ca să vezi ce lume era atunci. De-aia vă spun povestea. Da. Că nu e de crezut. Bă, nu e. Da. Și zic că vă bag pe vapor și pe urmă la toamnă, dacă nu puteți să veniți, că sârbii nu o să vă lase, că sigur că nu o să vă lase, numai vorbă să-mi trimiteți, că eu trec la Cladova și tot vă aduc la liceu iar la Severin. Așa deci există porți și în Cladova. Există porți și în Cladova. Exista și atunci. Și ăsta era Constantin Pârvulescu, îl chema. Constantin Pârvulescu, Dumnezeu să-l ierte. Comisar din port din Turnul Severin. Am fugit repede la director și i-am spus. Le-am spus la prietenii mei, dar asta s-a întâmplat cu 2-3 ore înainte de 2. Asta toate s-au întâmplat vreo 3 ore. M-am dus, i-am spus directorului, i-am spus lui Sava, lui Boris, ne-am luat bagajele, director, ne-am dus la director, directorul ne-a dat actele ăștia și câte 100 de lei ne-a dat de la el din buzunar. Cu 100 de lei cumpărai vreo 2-3 cămăși, cam așa, atunci. Cam așa era valoarea. Ne-am cumpărat așa și am plecat cu câte 100 de lei, ne-am dus în port, ne-am urcat pe vapor și capitanul sârb nu știa românește. Ne-a spus că stăm lângă mașini. La mașinile vaporului. Acolo era tare cald, era în luna
Era 9, cam 9 iulie 1933, cam așa era. Cam 9 iulie era. Înainte de Sfântul Petru, Sfânt Petru al nostru de acolo. Da. Că la, pe acolo e sărbătoare, pe la Țărnomaștința de Sfânt Petru. Este ispasul, mi se pare. Ispasul. Ei au rugă, cum avem noi Sfântul Ilie, iau ispasul. Și era sărbătoare de ispas, așa, și mi-aduc eu aminte. Și deci trecem și zic că voi stați aici lângă vapor, nu vă mișcați, fiecare cu geamantanul lui. Am stat acolo, dar eu nu am avut în astâmpăr. Cum să stau eu acolo și să lângă ăla, ce, de ce să nu mă mișc? Și m-am mișcat pe vapor. M-am dus în deal, în vale și n-am găsit un sârb pe vapor, numai români. Și am aflat atunci că mai sunt sate românești afară de ale noastre, alea care le erau pe acolo. Și cu oamenii cu care am vorbit, eu îmi spune, bă, ce mă, voi sunteți la zlocute, dar în partea asta sunt zeci și sute de sate, zică, românești. Azi, oamenii aia ziceau, care erau de la Plavna, de la încolo Jagubița, de unde erau, către Pojarevați, da. Așa? Și că voi nu știți, că sunteți copii mici, dar că să veniți să vedeți voi ce români mulți sunt acolo la noi. Și mi-a intrat odată în cap, uite bă, ce români sunt aici. Și eu credeam că sunt numai satele ăștia, vreo 5-6 care le știu eu. Și am ajuns la Prahova. La Prahova ne-a dat pe mâna unui polițist sârb. Era, cred că era un mare bețiv, că era roșu la față. Eu n-am văzut pe viața mea, n-am pomenit om ca ăla. Când l-am văzut și când a văzut el că suntem români și că venim de la liceu, de la Turnul Severin, eu am crezut că se face țândări, că explodează, știi, de răutate. A țipat la noi, a crezut că sparge masa. Eu am crezut că acolo moare pe loc, știi, am zis, domnule, dar stâmpărați-vă, că vă vine rău, poate muriți, cred că aici, și de ce că poate aveți copii, eu eram un copil, ăștia, eu, ei nu știau sârbește ca mine, că eu fusesem slugă jumătate de an, înainte de a merge la școală, că aveam vaca care era prinsă în datorie la bancă și trebuia să ne vândă vaca și atunci eu n-am vrut să vândă vaca, că eu țineam la vacă foarte mușe, am zis, eu mă duc slugă numai să nu-mi vindeți vaca. Și am fost la Smedovăț, o vară întreagă, am păzit vacile și animalele la un sârb acolo și am luat pe 800 de dinari. Și așa că a plătit datoria și eu aveam vaca mea. Și deci i-am zis acelui domn, cum știam eu sârbește, nu știam eu bine, dar ei nu știau mai nimic aici, ce, la școală cât învățam. Da. Și zic că nu vă, că am venit înapoi acum, suntem aici, ne vedeți. Am greșit că am mers atunci prima dată la școala românească. Dar atunci eram copii, dar acum suntem mai măricei, ne dăm seama că am greșit, ne-am întors. Ce rău am făcut? Nu, că vă bag la închisoare, să nu vedeți lumina zilei. Fătu-vă, mama, și nu știu ce, și că vă omor, că vă nu știu ce, știi? Eu am zis, domnule, dar stâmpără decât ai copii, poate să se întâmplă vreun rău, am zis eu. Știi, dar Boris ăsta care e pe aici acum, a intervenit și el cu ceva, că sârbește, nu știa. Păi voi amândoi erați la școală atunci. Da, amândoi eram. Și a zis, el a început, el nu știe, s-a uitat el. El a început să spună în limba franceză, avec cette occasion, căci că cu această ocazie și... A spus el în limba franceză cuvintele ăștia. Ei, dacă îl vedem, să-l întrebăm și aduce el aminte de asta. Că nu cred, dar asta e curiozitate numai, dacă îl vedem astăzi. Și zic, noi atunci, după lege, într-adevăr, că am greșit, am plecat fără pașaport, dar acum am venit înapoi. Și dacă am venit înapoi, am venit aici, că e țara noastră, părinții noștri aici. Aici și noi ne-am crescut, aici vrem și noi să trăim și să murim aici. Ce rău este în asta? Eu nu văd copil cum sunt eu și ei. Că nu trebuie să treceți, că este școală sârbească la Negotin, dar știm că este. Dar noi nu avem bani acolo să ne ducem la Negotin, la școala aia. Noi păzeam porcii dacă rămâneam la zlocutea sau vacile, dar nu ne duceam la gimnazie, că acolo trebuie să dai bani și ai părinții noștri sunt săraci. Iar în România, orice sărac poate să ducă și poate să ducă la școală și să nu plătească bani, am zis eu.
Deci dumneavoastră... În Serbia se plătea școala atunci. Poftim? În Serbia se plătea școala. Păi și acolo se plătea, dar aici nu plăteam noi că eram din Serbia și eram român de peste Otare, așa îi ziceam. Deci noi nu plăteam școala în România asta. Și atunci ne-a luat și ne-a dat... Nu înseamnă, nu. Ne-a dat pe mâna unui jandarm cu barbă. Jandar cu barbă, așa. Dar om cum se cade, mi s-a părut. Era mai liniștit, așa. Așa, da. Și am plecat și am stat pe o bancă, că trenul pleca către Negotin în scurt timp, așa pleca. Și ăsta, jandarmul ăsta sârb, îmbrăcat așa, cu barbă, mie ce mi-a venit, m-am uitat la el, eu n-am văzut de când sunt militar cu barbă, știi? Și m-am dus la el și am zis eu așa pe sârbește, zic, gospodine... ofițir, am zis eu, că nu știam ce grad are. Zic, zașto imate barba. Brada. Am zis brada, da. Și mi-a explicat el că a avut un singur copil și a murit copilul. Și a început să plângă, bietul om, știi? Și atunci m-am dus și l-am luat de mână și am zis să nu plângi. Da, da. Că noi suntem copiii tăi, am zis eu. Da. Către el. El m-a mângâiat, căci că tu ești copilul meu, a zis el. Și așa a fost un moment emoționant, știi? Și am zis că tare îmi pare rău de dumneata că n-ai copii. Ce rău este, dar Dumnezeu să îl aibă în pază pe copilul dumneitale acolo unde o fie el pe lumea elaltă. Am zis eu și am spus așa, zic că noi am mers în România și am învățat școala, am zis eu încet. Dar avem și noi aici părinți și frați și surori, zic, am vrea ca să... Și acum ne trimite la închisoare, zic, pe noi, la Negotin. Zic că dacă eu vă duc la închisoare acolo. Da, eu v-aș ruga atâta numai să ne dați voie, să vă faceți că nu vedeți până ne ducem noi la chioșcola să cumpărăm o dopisniță, să scriem o dopisniță acasă, ca joia viitoare să vină cu treștile cu mâncare la noi, la temniță, cum ai zice? Zatfor. La Zatfor. Că știam că de la tata, în fiecare joi, mama se ducea, mama avea vitrega, se ducea cu traista, cu mâncare și cu oalele pline de mâncare. Și ducea lui tata mâncare joia, numai joia ducea odată, pe săptămână. Da, da, așa avea voie atunci să intre. Așa numai joia avea voie să intre, nu? Numai atâta, joia ducea mâncare și așa am luat... scrisoarea asta, dopisnița, și mi-a scris-o ăsta Boriza, eu i-am dictat-o și Boris, care scrie foarte frumos, doctorul ăsta care e aici, i-am spus așa, i-am scris lui tata Florea lui Răboveanu, că știam că ăla e mai bun la suflet și nu e, tatăl meu e om rău, știi, tata lui Boris iar e ceva mai rău, nu era ca asta, ca tata, dar tata Florea era bun, pe ăsta credeam că nu, ăsta nu e în stare să-și bată copiii. Și am zis așa, tată Florea, uite, am greșit, am venit acasă, că ne-e dor de voi și n-am mai putut răbda. Și acum suntem la Zatfor, la Negotin. Veniți și voi joia viitoare cu treștile, cu mâncare la noi. Că am venit acasă. Da, și zice, îi scriam noi, știi, acolo. Zic, veniți și voi joia viitoare cu treștile, cu mâncare. Eu știam din experiențe, de la tata, de la... Da, da, da. Și veniți și voi dacă cu treștile. Dacă el a fost prizonier. Da, păi a fost la închisoare. Și bunicul meu a orbit acolo, la închisoare. Adică tata lui Muma, da, da. Muma mea Gherghina, el a orbit în închisoare din cauza lui mine, că n-a avut... lumină naturală. Dar pe câți ani a fost la închisoare? Nu știu, a fost mult. Și când am ajuns la Negotin, în centrul orașului Negotin, dacă știți că am pe acolo, în fața la apotecă pe acolo. Apoteca e în partea elaltă și în partea asta elaltă era unul cu care vindea simit. Și aceea acum Consiliul Popular, primărie, știi, cam în locul ăla, da. Unde este acum Obștina. Chiar că într-un colț era așa, apoteca. Unde e Obștina acum, chiar da, cam în locul ăla eram. Odată ne vede unul și zice, mă, păi de voi sunteți de la Severin, că a văzut la mine, lete. Da. Aveam liceu Traian. Ăștia n-aveau nimic, niciun semn. Eu aveam și numărul 225, clasa 3-a, 3. Da. 3 aveam acolo, ce eram elev mare.
Și că voi sunteți la Severin, de la Liceu Traian. Da, că da. Pe unde mergeți? Păi mergem acum la închisoare, că am venit, am greșit că am învățat în limba română la turnul Severin și acum mergem și noi la închisoare. Dar avem o carte poștală de o pisniță. Bag-o repede să nu o vadă polițistul la cutie, ca să poată să vină să ne aducă mâncare joia viitoare. Acum vă duc. Și uitați-vă la mine ca să nu credeți că o arunc. Și ne-am uitat până am băgat-o în cutie. Așa. Și apoi m-am plecat noi la închisoare, știi? Și cât v-a ținut? Mi-a ținut acolo. Acum când am ajuns la închisoare, a fost interesant. Nu ne-a bătut, nu ne-a înjurat deloc. Atâta ne-a luat și ne-a aruncat într-o sobă, care n-avea decât o ușă, atât. O ușă, dar n-avea nimic să intre aer pe undeva. Dar asta iar nu era rău. Nu era nici geam, nimică. Nimic, n-avea un geam, n-avea nimic. Dar ce era rău însă? Înăuntru, pereții toți erau plini de muște. De muște, că era lumină electrică. Plin de muște, iar jos pureci. Într-un minut, cred că te umpleai de tot de pureci. Eu când am văzut așa, am zis, eu n-am mai intrat acolo. Și am zis la temnicerul ăla care ne-a băgat acolo, ei amândoi au intrat, au luat și geamantanul meu, dar eu am zis, domne, pe mine puteți să mă împușcați aici, pe locul ăsta, că eu nu intru aici, că mă umplu de pure și de muște, nu pot să stau așa, nu pot. Păi că cum să nu, că ești închis acum, că aici nu merge pe glume, știi, ca tine. Tu îți dai seama unde ești acum, tu ești în zatvor, că aici tu. Că o fi, dar eu nu vreau, zic, am zis. Și că eu te mărul ăsta aici, legați-mă cu lanțuri de mărul ăsta și până dimineața stau aici, pe urmă mă băgați acolo și gata. Dar nu, acum nu vreau să intru eu. Și n-a avut într-adevăr ce să facă. V-a legat de măr? Nu m-a legat. M-a lăsat acolo să stau lângă măr și am stat sub măr. Și am stat așa și am dormit sub măr. Uite așa cum stau așa. Așa am stat sub măr. Pe la, spre dimineață s-a pus o ploaie. Dar s-a pus o ploaie nebună. M-a plouat și până la piele, nu altceva. Eu am crezut că totuși poate că scap și n-am mai putut ce să fac. Și când am văzut că m-a plouat până la piele, m-am dus la temnicer și l-am rugat să deschidă și mie la închisoare acolo, să mă bage, că n-am unde să mai stau. Că ploaia e mare și m-am băgat acolo. Fără să vreau. Acum acolo m-am început și m-am schimbat și cu ce am mai avut pe acolo, prin ăsta, sandecul al meu, cufăr, cum îi ziceam noi. Da. Și așa a venit. Păi bă, ne-am judecat noi. Când ne-am judecat, eu am vorbit. Că ăștia nu erau deștepți, dar ei nu aveau nu aveau ei noțiuni de drept. Dar eu chiar în clasa aia a treia învățasem și instrucția civică. Asta înseamnă noțiuni de drept, știi? Și deci știam ceva așa drept. Și la acolo când am vorbit, eu am vorbit și am zis, m-am întrebat de ce te-ai dus în România să înveți carte? Că sunt licee și aici, sunt școli destule. Și de ce ai trecut frontiera ilegal? Și eu am zis așa, că noi am trecut, cum am trecut, fiecare cu unii cu drept, alții fără drept, eu am trecut ilegal, într-adevăr, recunosc, dar acum am venit tot ilegal, dar tot în țara mea am venit. Și mi-am răscumpărat păcatul ăla de acum, greșeala aia care am făcut-o prima, când am plecat, e o greșeală, dar e răscumpărată prin asta că am venit acum în Serbia, tot fără pașaport am venit și acum ar trebui să mă condamnați că am venit în Serbia fără pașaport, că trebuia să vin cu pașaport. Dar vedeți că nu mă condamnați, vă bucurați că vin fără pașaport. Și așa, deci am pedeapsa anulată. Atunci am greșit, acum am venit înapoi și mi-am răscumpărat păcatul ăsta, dacă o fi păcat. Am zis și, pe urmă, noi ne ducem acolo, pentru că noi în țara asta, România, pe care dumneavoastră nu o cunoașteți, că este ea cum este, dar acolo noi românii de aici mergem și învățăm gratis. Acolo ne dă cărți, ne dă haine, ne dă masă, ne dă casă, vara ne trimite pe la băi pe unde putem să mergem. Anul ăsta n-am putut. Și asta este, ce vreți să facem mai mult? Și dacă ne-ați condamnat, ce ați câștigat?
să facem închisoare la 13-14 ani. Ce ar se ia câștiga? Ei, și pe urmă că-s făcute ce au făcut și au zis că să ne achite, dar să dăm o declarație că nu mai mergem în România la școală. Am dat declarație și ne-a dat drumul. Da, cât v-a ținut? 3-4 zile? Așa. Și așa că s-a întâmplat, am scăpat cu bine de aici și ne-am dus acasă. Ne-am întâlnit cu un om din sat de la mine, Ilia lui Pipă, Dumnezeu să-l ierte. Și am spus, tată Ilie, uite, ne-am venit și noi pe la voi, pe la sat, că ne-a fost dor, n-am mai putut răbda. Și îmi zice el, ieri am fost cu tatătul, cu tatăl meu, Pătru Sandu. Am fost cu tatătul la Timoc și am pescuit și a prins și că trei somi ne-a prins el. Așa și tatătul e bine, sănătos, toți sunt ai voștri sănătoși. Ne-am bucurat și pe urmă am mers sus și la moară, am dat de tata Florea ăsta, tata lui Sava. Când ne-a văzut tata Florea, a înghețat, că nu i-a plăcut. Și a zis, el în loc să zică, bine că ați venit să-i sărut, să-și îmbrățișeze copilul, a zis, de ce ați venit copii? Căci că pasărea care zboară din cuibul ei nu se mai întoarce la loc. Când am auzit noi, atunci ne-am dat seama că aici e ceva. Că da, într-adevăr, pasărea că la cuibul ăla unde a făcut ea ouă și s-a crescut, nu se mai întoarce. E tot așa și noi. Da, eu m-am mirat așa, de ce el nu se bucură și nu-l sărută și nu-l îmbrățișează pe Sava, că e copilul lui. Și cumva îl mustra cu asta, și pe el și pe noi. Dar nu spunea cu răutate, știi? Spunea așa cu vorbă dulce, zice că pasărea care zboară din cuibarul ei nu se mai întoarce. Așa că niciodată nu o să vă mai întoarce la școala de acolo. Sunteți blestemați și o să rămâneți ciobani aici în sat la Zlocutea. Asta o să faceți. Cine v-a învățat să faceți asta? Și ăla eram eu, că dacă nu eu nu mă duceam în port acolo să-l găsesc pe comisarul ăsta, nu mergeam, nu veneam în Serbia. Și pe urmă v-ați întors înapoi, în România. Acum am ajuns în sat, nici nu m-am mai gândit eu că mai mă întorc. Un frate de-a lui tata, Dumitru, care era mai mare decât tata, mi-a spus numai mie, că bagă de seama, eu ție că spun. Este o fată că aici, în sat bogată, noi trebuie să punem mâna, ochii pe ea și să punem mâna pe ea. Că e cea mai bogată și e din neamul al Mărinii al Dumnezeu. Și că e și din Mărinii al Dumnezeu, un neam ca lumea, știi? Da. Din neamul lui Dumnezeu, bagă de seama. Chiar Dumnezeu, așa zicea. Dumnezeiovici, să o fi chemat. Probabil. Da. Dumnezeiovici, așa, Marin Dumnezeiovici și Mandalina. Mandalina e fată bună și cu aia să te însori tu și noi Sândulești intrăm în neam bogat cu ocazia asta, că suntem săraci noi Sândulești. Și asta a rămas ideea. Și să te duci cu vacile, și m-am dus eu cu vacile unde zicea tata Dumitru ăsta, fratele tate, că venea Mandalina cu vacile și ea pe acolo, cu încă o fată. Și ele tot veneau pe acolo, eu nu înțelegeam nimica din chestia asta cu întâlnirea cu ea, mă uitam la ea, nu știam ce să spun. Ea se învârtea cu fata elaltă, dansau pe acolo pe lângă mine, îi se mai ridicau poalele în sus, dar pe mine nu mă interesa. Și pe o seară când mergeam la horă, că în fiecare duminică era horă la noi în sat, mergeam la horă cu Sava, cu Boris și când plecam ne duceam pe deal la Lujica, că era o fată, Sofica, de care se legase ăsta, Boris, și vrea el să o strângă. Nu știu dumneavoastră dacă știți cum se strânge o fată. Acum. Nu știu. Atunci era așa. Deci eu cu Sava îl păzeam ca să nu-l mănânce câinii. În timpul ăsta el mergea cu Sofica. Și într-un loc se oprea cu ea, o lua de mână și atunci o săruta pe obrazul ăsta și pe ăsta. Ăsta era tot strânsul. Nu o lua să o strângă în piept, nu știu ce, nu știa de asta. Dar o săruta pe un obraz și o săruta și pe celălalt, în gură. Așa.
Dar câini pe noi acolo, pe dealul ăla la ei, la Ilojica, câini răi, știi? Trebuia să-l păzim să nu-l muște câine și nu știu ce. Și în celelalte săptămâni, cum curgeau ele, știi, așa, eu m-am gândit și spun lui Sava, mă, Sava, dar ce, noi tot timpul crezi că o să mergem să-l păzim pe Boris, da, cum o pupă pe asta, pe Sofica? Dar ce, noi de aia suntem buni? Zic să mergem și noi după niște fete. Și uite, o să mergem, știi, să unde, după care să mergem. Și i-am zis, eu să mergem după o fată care era cam lângă fântână, pe lângă lui Vanca, undeva acolo, și îmi scapă mie numele la fata asta. Și zic că o pup tu întâi, și pe urmă mă dai și mie și o pup și eu. Așa. Și gata. Și așa ocupam amândoi pe aceeași fată, zic. Că noi nu ne dădeam seama, eram mici, ce știam noi, credeam că e bine dacă o pup pe o fată și cu asta ai strâns-o, a zis. Și asta era tot strâns-o, știi? Și acum, odată, m-am dus la tufă cu tata, pe dosul mare. Tăiau tufă și știi, nu știu dacă asta se mai taie, să taie tufă, că să taie pentru oi și capre, și pe urmă lemnele se face foc cu ele. De frunză. Frunză. Așa, noi ziceam tufă. Și am plecat cu el la Nerezie, acolo a tăiat tata tufa toată și a încărcat carul, dar eu am mers cu el ca să îl merg să-i ajut la car. Și când urcam pe la părăsita, mi-aduc aminte acum, Dumnezeu să-l ierte, tata era un om care vorbea rar, la două, trei zile câteodată vorbea. Și cum dată mi-am bat jocul, câteodată când îl auzea că vorbea, venea și ne spuneam, că vorbim moșcălin. Surpriză. Moșcălin, da, surpriză. Și că vorbim moșcălin și a zis cu tare lucru, trebuie să țineți minte, știi, că de-a două zile nu vorbise. Înseamnă notă. Da, ea spunea, dar e bine, nu știa ea să scrie, da. Era foarte deșteaptă fata, cum nata mea asta. Noi ziceam leică, nu știu dacă la voi ziceți leică. Păi și astăzi mai se zice leică pe leică, oasă. Leică, da, noi, da, leica stana, nu o să ierte. Zicea că veniți, ascultați că, uite, a vorbit și moșcălin. Adică tatăl meu a vorbit. Na, și minune era asta. Urcând noi acum cu carul așa, de la locul care se numea Părăsita pe atunci, mergeau vacile și cu carul încărcat de frunze, îmi zice el mie, mă, taică, că să spun ceva eu ție. Dar acum mi-a vorbit, că acolo nu-mi prea vorbea tata, știi? După ce a murit muma mea, tata a muțit. A muțit, n-a mai vorbit. I-a pierdut vorba, înțelegi? Da, da, da. De trist ce a fost. Și zice el, pretaică, că te duci cu vacile pe lângă Valea Mare, pe lângă Timoc și pe la... Din pădure? Nu. Și mă rog, pe lângă Soromașa acolo, pe lângă un pârâu, avea un nume care îmi scapă acum să-l spun, că te duci și te întâlnești cu mândălina lui Dumnezeu. De unde știe el asta că eu... A vorbit cu frasă, probabil. Nu știu, dar de unde știa? Și zic că eu zic că mă uit la tine, zic că copil mare, frumos, îmbrăcat ca lumea să închină aproape când te vede pe tine, zic că toți copiii sunt amărâți și urâți și săraci, dar tu ești cineva aici. Păi că bine, mă, că tu ai ajuns să te uiți la mândălina lui Dumnezeu. Ce dacă îl cheamă Dumnezeu, crezi că chiar a dat mâna cu Dumnezeu? Da. Și dacă e bogată, e mare lucru. Nu? Dacă te ții de ea, în loc să te duci să înveți, o să ajungi să ai o muiere care se șterge cu glodeanul la C. Da, da. Și tu muiere din aia vrei să ai. Să te gândești ce prostie faci. Dar așa rușine mi-a fost mie că am băgat de capul. De prima dată nu știai. Da. Eu pe mine m-am mirat, de unde știe. Că tata Dumitru, frate, mi-a spus că totul e un secret între noi, știi?
Dar probabil că le-au fi mers pe câmp după noi și ne-au fi văzut. Eu stăteam și mă uitam la ele. Ele jucau, eu pe urmă plecam. Nu le prea băgam în seama. Că nu înțelegeam. Eram mic, nu simțeam ceva față de ele. Și tata atunci mi-a spus asta. Atât de rușine mi-a fost mie. Că n-am plâns. N-am plâns de rușine. Numai ca asta, că n-am plâns. Dar nu i-am zis o vorbă. N-am zis că nici că fac, nici că nu mai mă duc, nici că mă duc. Dar nici nu m-am mai dus pe acolo. Și atunci eu îmi pusesem în gând, așa cum însăță tata Florea, nu, tata Dumitru, să nu mă învăț. Eram corigent la geometrie, în clasa a treia. Era la geometrie corigent și începusem să învăț și acum când a venit fata aia, n-am mai învățat. Am zis, ce să mai învăț dacă și așa mă fac țăran, rămân cu asta, cu Dumnezeu și atât. Da. Nu. Așa am făcut să-mi socoteala. Acum iau cartea și mă duceam cu vacile. Și pe unde mă duceam, făceam probleme și învățam. Și așa am învățat până toamna și iar am trecut Dunărea clandestin. Dar și pe urmă, iar ați prins legătura pe urmă, cu ăsta din port. Nu m-am mai întors. Pe urmă a murit și tata și fratele meu a murit în timpul ăsta. Tata a murit în condiții foarte grele. Adică eu... N-ați fost la mormântare? N-am fost niciodată la mormântarea, niciuna n-am putut să mă duc, dar eram în clasa a patra și m-am mutat, adică că cam mureau copiii de luftică atunci. Mureau des copiii de familii bune mureau și eu aveam tuberculoză, niște... Tuberculoză, da. Și eu aveam aici, pe la gât, niște chestii care spunea doctorul că ăla e un început de, care poate să ducă la tuberculoză. Și că ar trebui să schimb clima, a zis doctorul. Da. Și că du-te la o școală de munte, a zis. Și atunci m-am dus la școala de munte, la Târgu Jiu, o școală foarte săracă și prăpădită, știi. Acolo trebuia să ai saltea, să ai pătură, să ai pernă, să ai tot. Iar eu n-aveam nimic și dormeam cu copiii care erau bolnavi de râie. Aha. Numai ăia mă primeau să dorm cu ei. Ăia care erau sănătoși nu mă primeau. Și așa am dormit eu cu ăia care erau bolnavi de râie, că ăștia erau buni cu mine și până m-am îmbolnăvit și eu de râie, cam în luna februarie am intrat într-o boală de râie extraordinară. Extraordinară, așa. Și la un moment dat... N-am mai putut. M-au dus la asta, la dispensarul nostru acolo. Și m-am internat acolo și m-am culcat și copiii ceilalți spun că două zile am dormit la rând, nu m-am mai sculat. Ei au crezut că am murit. Dar două zile am dormit și pe urmă m-am trezit, după două zile. Că atât de obosit și de... că s-a învățat foarte multă carte la ăștia. Da. La Severin nu s-a învățat atâta. Era altfel de școală, dar aici toceau unii, citeau un rând de 10 ori. Și eu nu puteam să suport asta. Dacă citeam o dată sau de două ori, era gata. Da, bă, era mult mai grea școala. Nu o fi fost, dar erau copii, altfel de copii de munte. Copii de munte ăștia. Ăștia învățau, mâncau cartea, nu învățau. Știi? Dar colegii a plecat și ei cu tine la școală? Colegii nu, tăi... n-a plecat nimeni. Niciunul n-a plecat, ei toți au rămas la Severin. Și eu m-am dus acolo și m-am îmbolnăvit de râie, am stat două săptămâni în grajdul vacilor, că acolo aveam noi să făcea o căldare de asta de sulf cu care ne ștergeam pe piele. Aha. Unii pe alții, eram vreo 5-6 bolnavi. Un fel de protecție. Da, și așa ne ungeam unii pe alții și în două săptămâni a durat asta. Și în două săptămâni m-am făcut bine și iar m-am dus. Dar a venit Paștele. Aici este important și interesant chiar. A venit Paștele și eu eram coleg de bancă cu unul Ghiță Victor, dintr-un sat de lângă Turnul Severin, Puținei, lângă Halânga. Un sat de Halânga este acum combinat de apă grea. Aha. Unde se face bomba atomică, e apă grea acolo, acolo se face bomba lângă atomică, Severin. Lângă Severin, la Halânga. Și la Puținei acolo era un fel de moșier, Ghiță ăsta, tatăsul.
Ghiță Dumitru îl chema pe tata lui Victor, care era coleg de bancă la, cu mine la școala normală de la Târgu Jiu. El nu învăța, că era cu 4 ani mai mare decât mine și se cam ducea după fete noaptea, sărea peste gard, pierdea vreme pe undeva, nu știu ce făcea. Eu făceam, scriam și pentru el și pentru mine și el îi scria lui mama așa, mamă, zic, am aici un coleg, Sandu, Cristia, este atât de necăjit și de sărac și amărât, zice, dar eu cu el mă înțeleg foarte bine și o să fie și el copilul tău, știi, că și el n-are mama, ăsta n-are mama. Și eu după ce am ieșit de acolo din cauza râii, din dispensarul ăsta, i-am scris acasă lui tata și i-am zis să vină la Târgu Jiu să bage slugă ca să îmi cumpere și mie de ale pături, saltea, pernă și nu știu ce, să pot și eu să am patul meu și să nu mai mă îmbolnăvesc de râie, că m-am îmbolnăvit de râie. Tata s-a dus să ia, a luat să-i dea pașaport, i-a dat de data asta. I-a dat pașaport, însă n-a avut bani să plătească trenul. Când să-l ia pașaportul, s-a dus pe jos, 30 de kilometri e de la Zlocutea la Negotin. Cam așa. Hă? Cam așa este. Da, 30 de kilometri a mers el pe jos să ia pașaportul și s-a întors iar 30 de kilometri. Și când a ajuns așa cam la vreo 2 kilometri de sat, n-a mai putut de obosit și a stat pe o piatră. Și a înghețat imediat, a luat o pneumonie și în 2 zile a murit. Ai, ai. Da. În 2 zile a murit, adică cu pașaportul în buzunar, ca să vină la mine. Și a stat el așa, deci l-am înmormântat, dar vreau să spun că înainte de a muri, el a trimis după rudele lui care sunt, pe unde erau, și a spus că eu nu pot să mor până nu dau mâna cu fratele meu și nu mă... să spui eu un cuvânt acolo, nu ne prostim. Da, dar să pozdraim, oprostim-o. Nu ne oprostim, că unul de altul, știi? Nu ne închinăm unul la altul așa și ne împăcăm, cum să zice, până nu murim. Și n-a murit până când a venit frate-sul de la Nerezică. A început să primăvara și el a început să lucru, frate-sul Dumitru. Și înainte de a muri, i-a rugat pe sorul mi-a rugat-o să-i cânte, să audă el cum să cânte ea când el moare. Cum să aude când, cum bocesc muierile. Așa, să audă el cum este când se bocește cineva pe un mort. Și atunci sorul mea s-a bocit pe el așa, cum era el viu, că să audă el cum e. Și că acum ascultați-mă afară pe tufle, că zice la noi la saltea. Nu știu cum e la voi. A zis tata către ai casei să-l scoată afară cu salteaua într-un loc unde aveam noi niște gutui în curte, că vrea el să vadă peste făget în direcția Rumaniei cam unde este copilul lui la școală, că zic că o să rămână singur și vrea să-l vadă, zic că odată, ultima dată, și l-au scos ei pe saltea, l-au pus în curte acolo lângă, pe sub gutui, și el s-a uitat peste o pădure care se numește la făget la noi. Și în direcția aceea e Coilova și peste Coilova e țara românească încolo. Și deci în partea aia. El a văzut pe copilul meu, Dumnezeu să-l ajute să scape de rele, și s-a închinat și că acum o duce sus ca să mor. L-a dus în casă și a venit frate-sul Dumitru. Și cum a venit frate-sul Dumitru și l-a văzut, a deschis ușa, numai a deschis ușa, știi? L-a văzut, a zis, capa, capa, căciula, căciula, știi? Căciula, 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 să pună căciula pe cap. A pus căciula pe cap și a murit în momentul ăla. Da, n-a vorbit nimic cu frasul. Cu ce? Cu fratisul, n-a vorbit nimic. Nimic, n-a mai apucat, că l-a văzut și aia a fost suficient. El l-a așteptat să-l vadă pe fratisul și cum l-a văzut, a murit. Adică, ce interesant este asta, când mori, nu ai atâta putere să aștepți atât. Îți vine moartea și gata, aici... Poți să alegi cum este. Da, dar e foarte ciudată chestia asta. Eu nu înțeleg, nu știu. Și mai la urmă, ce s-a întâmplat cu voi în România? Și pe urmă, eu am fost, numai ce scăpasem de boala asta de râie, eram slăbit, cu școala o mergeam foarte bine, știi, așa, învățam bine. Dar
era slăbit. Și prieten cu Ghiță ăsta, cu Ghiță, boierul ăsta, copil de boier, nu boier mare așa, bogat, rău de tot bogat, dar boier bogat. Știi, oameni cu stare, cum se zice. Și acum venea Paștele. Și Ghiță, prietenul ăsta al meu, a zis, mergem acum, tata vine cu trăsura, era oameni cu pere, vine cu trăsura, cu cai și ne ia de la Târgu Jiu și mergem pe urmă peste Tismana, mergem coce, la Turul... Coce, ceză, cum se spunea? Nu, trăsura, îi zice, la aia care este mare, cu aia a, care da, e mai... Da, astrucată. Aia astrucată, tragi așa, îi tragi patele și te acoperi și... Mă rog, un lucru boieresc, lucru scump, dar avea și docar. Și docara este, tot ca ăsta, dar ăla era deschis. Da. Numai din lemn, dar nu e deschis, dar ăsta e și din piele, cam tot căptușit numai cu piele, știi? Da. Și deci oameni bogați, ce să zic așa. Și vine tata Dumitru, deci în ajun de, când ne dă și nouă vacanță de Paște. Și deci vine și vorbim împreună, că cam pe la ora 5, că noi pe la ora 5 plecăm peste Tismana, Baia de Aramă, și mergem la Severin. Acolo, lângă Severin, era satul la Puținei, unde locuia el. Și că ajungeam așa, în vreo două ore, trei. Și cum stăteam noi, știi, de vorbă pe urmă așa, deodată mă pomenesc că vine o femeie cu un popă, un preot, la mine și începe femeia asta să vorbească. Și îmi zice așa, că, mă, băiete, mă, am auzit despre tine, mie mi se adresează, că tu înveți bine și ești copil cu minte. Și am vrea ca să vii la noi, la Brebena. Brebena, uite, mi-aduc aminte, zice, Brebena, lângă Baia de Aramă, ca să înveți mie copilul, să nu rămână repetent, adică să nu ponăvlească. Da, da. Că copilul meu, Ilie, este prost și slab, nu învață. Și el nu înțelege, dar eu am auzit că tu ești un copil de la care oricine ceva poate învăța de la tine. Dar eu zic, cum poți să spui dumneata mie asta? Eu sunt un copil de patru, în clasa a patra. Sunt copii de a cincea, a șasea, a șaptea, a opta. De ce nu iei pe ăia? De ce mă iei pe mine? Că eu sunt un copil amărât. Acum numai ce am ieșit din ăla, din dispensar, bolnav de râie încă. Și eu miros râie, zic acum, uite, numai pucioasă la mine, de lumea fuge de mine. De ce să mă iei pe mine? Luați alt copil. Nu că noi despre dumneata am auzit că ești copil bun. Și noi am pus ochii pe dumneata, că și numai dumneata că poți să-l scapi. Deci eu am rămas uimit. Și am zis că asta e nărodă, am zis eu în capul meu, știi? Cine o fi învățat-o așa ceva? Eu aș fi vrut să merg cu Ghiță să ne jucăm. Da, da, da. Pe acolo, pe la... El pe la Puținei, că el mi-a povestit multe ce putem prosti să facem noi pe acolo, în vacanță amândoi, știi? Na. Ne strică toată vacanța asta. Am zis eu. Și asta era învățătoare, de scăliță. Și preotul lângă ea. Dar preotul aproape că plângea de necaz, că copilul nimic nu învăța. Ilia lor. Și i-am spus, doamnă, eu am promis că merg cu băiatul ăsta, că ăsta e colegul meu de bancă, de clupă, știi, da? Da. E colegul meu de clupă, de bancă, și merg cu el, merg la el, zic acum, nu poți să mergi și la dumneata și la el. Nu că să vii la noi și te rugăm, nu ne părăsi, că rămâne copilul meu repetent, ce ne facem noi fără dumneata? Și aproape că să-mi sărute picioarele. Mă uit la Ghiță și zice, doamne, dar lasă-ne în pace, dar ce, noi ne mergem, că noi trebuie să ne jucăm amândoi pe acolo. Și noi ne-am hotărât deja. Și a venit și tata și a vorbit cu noi, vine acum, vine cu trăsura și plecăm. Nu ne lăsa, a început ea să plângă, învățătoarea. Nu ne părăsi, că Dumnezeu are să te ajute. Eu am să-ți iau toate hainele, să ți le bag în căldare, să le fierb, să scot mirosul din ele, să le calc și ai să fii ca și copilul nostru. Numai noi avem încredere în tine, că toată lumea te laudă, zice că înveți tu și ești copil bun și simțim noi că ai ceva în tine, că el învață numai de la tine, nu de la altul. Că așa și tatăsul e popă și eu sunt de scăliță și noi am putea să-l învățăm, dar nu avem noi ce ai dumneataci în suflet, zice. Eu am zis, ce-o fi având eu în suflet? M-am gândit eu, știi? Și nu înțelegea femeia asta.
Și nu m-am hotărât, am zis că nu mă duc. Mă duc cu ghiță și gata. Și a început și popa să plângă, și ea să plângă. Și pe eu ce să fac? Și zic lui Ghiță, mă, Ghiță, hai să ne hotărâm, hai să ajut pe asta, mă. Păi gândește-te că copilul ăsta rămâne repetent. Ea știe ce știe, așa merge pe simț, zic eu lui Ghiță. Zic că lasă-mă să nu fii supărat pe mine, mă duc, știi, pierdem o vacanță. Dar la vară sunt cu tine și fac ce zici. Și el a zis, mă, că așa este, că dacă rămâne repetent, ce să mai facă pe urmă? Copil de popă, copil de descăliță și ei nu sunt în stare să-l învețe, copil în clasa întâi. Și au încredere ei că tu îl înveți, asta mi se pare mie ciudat, zice el. Și zic, uite, eu așa zice, hai, du-te tu cu tata Dumitru acum, uite, merg și eu cu voi până la Jiu, la râul ăla care îl trecea și vă conduc până acolo. Și eu mă duc cu ei acolo, la ei, la Brebena, la Baia de Arama, să-l învăț pe copilul ăsta. Și cu ei putea eu, știi? Și așa am făcut. Ei au plecat, eu am plecat cu descălița asta și cu popa ăla și cu Ilie și ne-am dus la Brebena și am stat acolo de Paști. M-a spălat, mi-a făcut toate lucrurile ca să nu mai miros pucioasă, știi? Că eu am mirosat pucioasă, știi? Da. Și am început să-l învăț pe copilul ăsta. Întâi m-am dat seama cam ce nu știe el, ce știe. Și la învățătura asta este important. Da. Că dacă, de exemplu, să zicem așa că înveți tabla mulțirii, știi? Și, de exemplu, la șapte, să zicem așa, 7 ori 8, nu așa, 7 ori 8, 49, să zicem. 7 ori 8, 49. Da, da. Aici el nu știe, 49. Mai nu știe, de exemplu, la 9 ori 9, să zicem, 81. Și vezi câteva lucruri, ăștia nu le știe. Atunci tu trebuie să insiști găurile alea să le umpli, alea unde el nu știe. Apoi el nu știe, de exemplu, la gramatică, să facă distincție între subiect și predicat. Nu știu dacă vă știți cum este la gramatică. Da, este diferență, să rău. Pridev și... Pridev, subiecat, predicat... Păi subiecat și predicat. La astea. Și adverb, și așa mai departe, substantiv și așa mai departe. Eu le explicam lui asta, băbește, știi, le explicam. Și spuneam, măi, Ilie, uite, la asta, el zice așa, la asta, așa. Ia zici tu acum, cum este? Și el spunea, dar el de la mine tot înțelegea. Dar zic că eu nu înțeleg de la profesorul ăia, dar la tine tot înțeleg. Păi ce să fie, mă, băiete, dar asta eu am pățit-o. Și când am fost profesor, toată lumea venea la mine că eu știam să le explic. Și ce spuneam, să lipea de ei tot. Așa era. Asta e ce școală ați studiat dumneavoastră? Păi asta era școala normală, acum de la liceu, de la gimnaziu. Da, și ce ați terminat pe urmă? Păi am făcut dreptul și o altă facultate de ăsta, în alta... Academia Comercială, în alte studii comerciale și industriale. Aha. Și mai la urmă... Și de literatură. Da. Am mai făcut ceva. Dar n-am terminat. Și deci am rămas la ei. Am făcut vacanța cu ei, m-am dus la biserică cu ei. Și pe urmă ne-am întors la școală. Când ne-am întors la școală, el avea impresia că totul știe. Și culmea a fost că Ilie n-a rămas repetent. Ilie. Bravo, ați avut succes. Da, păi el a avut. El n-a rămas repetent, Ilie ăsta. Da. Asta a fost interesant. Și acum altceva. Când ajung la școală, aflu că Ghița a murit. Prietenul ăsta al meu la care m-am dus, ziceam că mă duc, că a murit, dar nu puteam să înțeleg cum se moară, de ce se moară. Și pe urmă am aflat cum a fost. Cum a fost acum? Ce s-a întâmplat cu Ghiță? Ghiță a ajuns în sat. El fiind cel mai bogat din sat, din Puținei, în ziua de vineri, înainte de Paști, preotul obișnuiește ca la boieră acolo să aducă copiii de la școală, cu învățătorii, cu preoții ceilalți, și acolo în curtea lui îi binecuvântează și îi dă vinul lui Dumnezeu, al lui Iisus, da, la fiecare copil și îi dă pricestania aia, sau nu știu cum îi zice. Pricest. Sau pricest, așa.
Îi dă cuminicătura la noi, zice ăștia, îi dă cuminicătura asta și asta o face preotul acolo cu învățătorii și cu boierul ăsta care... Și atunci, cum erau în curte la el, la Ghița ăsta, prietenul meu, colegul meu, mama Veta, mama lui, i-a zis: Victore, mama, du-te tu și ia din butoiul cu tare, unde era cel mai bun butoi, cu vinul cel mai bun, ia un bocal de vin și vină cu el încoa. El s-a dus, dar Victor n-a știut. A băgat furtunul în butoi, dar nu l-a băgat în vin, a băgat în bioxid de carbon. Și a tras, că era puternic. A tras odată și imediat a căzut. N-a mai știut de el și au așteptat, ăștia au așteptat. Când s-au dus, l-au găsit zbătându-se acolo pe butoi. S-a dus la șosea pe unde treceau câte o căruță, câte un camion, câteodată la Severin. Noroc, a trecut o mașină, dar până la Severin a murit. Și așa a murit Ghisă, uite. Dar deci, stai puțin, dar aici e important de ce a murit. Stai să vezi, cu o zi înainte, joi, asta s-a întâmplat vineri, dar cu o zi înainte, el s-a dus pe deal, acolo unde a avut... un fel de fortăreață Tudor Vladimirescu, la 1821, că e aproape de Tudor Vladimirescu locul ăsta, și unde a avut Tudor Vladimirescu, Curila se numește dealul ăla, s-a dus pe la viile lui, că acolo avea vii. Și lumea, știi că taie pare, aranjează via înainte de Paști. Tot așa făceau și acum. Tăiau pare, aranjau via, o tăiau, o aranjau. Și în timpul ăsta veneau berzele și berzele fac așa cerc pe deasupra satului, ca să observe locul. El ochește o barză cu pușca de vânătoare, trage în ea și cade barza. Omoară barza. Țăranii ăia care erau pe acolo la lucru sar către el și zic: boierule, ce făcuși? Împușcași o barză. Tu știi că dacă împuști o barză mori? E, cum să mori? Așa este vorba. Ai împușcat o pasăre sfântă, mori. Și tu ai să mori acum, să te ferești să nu mori acum. Și mâine zi și moare. Și mâine zi a murit. Băi, așa ceva eu n-am pomenit. Nu știu, foarte interesant. Da? Eu așa ceva n-am pomenit, știi? Chiar că parcă asta e făcută, mai sunt scriitori care le aranjează ei, știi? Dar asta e un lucru adevărat. Deci oamenii ăia de pe câmp toți vin, plâng, pentru că e copilul boierului și își dau seama că el va muri. Și sunt sigur că va muri, pentru că așa e obiceiul, că dacă omoră pasărea sfântă, barza și rândunica, nu se omoară. Iată că el o omorâ și acum aștepta ca să moară înainte de termen. E, și a doua zi a murit. E, ce zici, că nu e ceva dumnezeiesc în chestia? Posibil că și este. E, aici eu m-am gândit mult la treburile ăștia și cred că e ceva mistic de la Dumnezeu făcut. Că trebuie noi oamenii să judecăm și să pilduim lucrurile altfel decât le facem, că nimeni nu știe ce ne așteaptă. Dar nimeni nu știe destinul lui cum este. Poftim? Păi zic, nimeni nu știe destinul lui ce o să fie mâine. Da. Păi eu atâta eu așa, să zice că așa v-aș putea povesti toată ziua, zile întregi. Bă, da. Și mai la urmă v-ați căsătorit cu asta, cu Dumnezeu? Nici nu m-am mai dus pe la ea. Da. N-am mai văzut-o. Da, după ce ați terminat clasa 7, clasa 8. Eu am văzut-o eu prin sat pe acolo, n-am mai băgat-o în seama. Și vă duceți des în vizită? Eu am fost până în 2003, am fost ultima dată. Mai aveți familie? Nu. Nu mai aveți pe nimeni? Chiar din familie așa apropiată, nu. Da, dar mai departe? Soră, frate, soră, ăștia n-am avut, nu mai am. Casa mea e singura casă care nu s-a refăcut. Zlocutea este o bijuterie, satul, frumos, case bogate, poate că nu găsești în toată Serbia așa și poate în România nici vorba, dar nu găsești așa sat cu case așa frumoase ca la Zlocutea. Dar singura casă care este bătrână e casa mea. Și când m-am dus eu acasă, când am terminat școala, că după ce am terminat eu școala, că la Craiova am terminat școala, m-am mutat de la Târgu Jiu, după ce am terminat școala, mi-aduc aminte că m-am dus la București. Dar n-aveam bani ca să mă duc să plătesc trenul. Și
eram un copil naiv, știi, și acum sunt cam naiv, dar atunci eram vai de capul meu. M-am dus la gara și mă duc la ăla care e cu trenul, conductorul, și spun: domnule, uite, eu sunt cu tare. Dar spun sincer, eu n-am bani ca să plătesc trenul pe la București. Trebuie să mă duc ca să iau pașaport, că vreau să mă duc la, în Iugoslavia, că de acolo sunt. Că vreau acolo să fac școli românești pentru românii de acolo. Da? Și pentru asta te-aș ruga eu, lasă-mă, fote că nu vezi că n-am pașaport, ăsta că n-am bani să cumpăr bilet. A, nu se poate. Că ăsta e rolul meu, eu trebuie să, toată lumea trebuie să plătească. Zic, toată lumea trebuie să plătească, dar eu de unde să plătesc dacă n-am, de unde? Pe roata trenului eu nu pot merge, zic, ca să nu mă vezi. Și acolo trebuie să mă bag, acolo la dumneata, și decât să merg necinstit ca să nu mă prinzi, că pot să fac și asta, de ce să nu spun eu dumneitare că uite, fac asta, dar o fac cu sufletul curat, că merg să fac o treabă bună acolo eu. Eu cred că acolo la Iugoslavia, dacă mă duc eu, nu mă duc acolo ca să mă bucur și de viață, mă duc ca să lupt pentru drepturile României de acolo. Zic, lasă-mă să mă duc gratis. A, nu se poate. Dacă nu se poate și nu mă înțelegi și n-ai sufletul dumnezeiesc în tine, că ar trebui să simți acest lucru, eu tot mă duc la București. Că nu mă duce cu trenul ăsta, mă duc cu altul și tot mă duc. Și nu mă prinzi. Și, da, atunci m-am urcat în tren și m-am băgat într-un WC-ul, clozet. El m-a urmărit. Și la gara următoare m-a dat jos. Până în București? Da, la prima gară de la Craiova. Banul Mărăcine se cheamă, gara aia. La Banul Mărăcine m-a dat jos. Păi și era așa frigă, așa era, că aveam și eu niște hăinuțe slăbuțe, știi, pe mine. Și știu că am cam tremurat până a venit alt tren de la București până la Craiova ca să mă întorc, că nu aveam altă soluție. M-am întors, dar n-aveam nici unde dormi la internat. Că aveam o singură saltea care era băgată undeva cu încă un coleg de prin Moldova, care nici ăsta n-avea părinți. Și noi eram în clasă cu mine, terminase și el școala, știi? Și noi dormeam sub un dud noaptea, luam salteaua de acolo, dintr-o clasă, o scoteam, noaptea o scoteam, o puneam sub dud și dormeam și cădeau dudele pe noi. Dimineața ne sculam, luam salteaua, o băgam, deschideam fereastra, o băgam înăuntru și iar închideam și după aceea plecam. El se ocupa cu adunatul caiselor, că avea școala caise. Și mai vindea el cum putea, dar eu, mie mi-era frică să fur. Și 20 de lei știu că aveam în total, toți banii. Asta era așa cam un kilogram de brânză, 20 de lei, cam atât. Și cum stam așa, a venit un coleg la noi. Un coleg noi să vadă ce fac eu, cum m-am descurcat. Și ăla era tatăl mitropolitului de la Iași, Daniel Ciobotea, așa îl cheamă, Daniel Ciobotea. Și colegul ăsta al meu, Ciobotea Alex îl chemam, deci tatăl mitropolitului de la Iași, colegul meu, el vine să mă vadă pe mine, de la sat, de la el a venit, că știe că am necazul și ce a venit lui așa în gând, să vină să vadă ce am făcut eu, că a fost, a simțit el că ceva nu e în regulă cu mine. Și eu m-am prins, măi, n-am bani să mă duc la București, nu știu ce să fac, pe jos nu pot, că atâția sute de kilometri să merg. Și el mi-a dat mie carnetul lui de CFR, că acolo avea reducere, eu n-am avut bani să-mi cumpăr nici carnet de reducere. Așa că am folosit carnetul lui și m-am dus la director, Costescu era. M-am plâns către el că n-am bani ca să mă duc până la București și el mi-a dat 100 de lei. Și atunci am plecat la București și m-am prezentat acolo la ministru. Așa, și i-am spus așa, că eu vreau să mă ajuta să iau pașaport de la ambasada iugoslavă și să mă întorc la mine în sat, să fac școală românească în satul meu. Și după aia și în alte sate, dacă o-i putea. Dar măcar în satul meu să fac. Și ei s-au uitat la mine așa și au zis: mă, băiete, zici că te vedem că ești băiat frumos și sănătos. Cum poți crezi tu că la Sârb ești în stare tu să faci școală românească acolo? Tu nu te gândești că e în Serbia asta, nu e în altă țară.
Sârbii nu sunt un popor care să înțeleagă că orice om are dreptul lui, știi, și așa mai departe. Vrei să te omoare ăia acolo, dar eu am zis așa că, domnule ministru, eu toată școala cât am învățat, am învățat pentru, cu gândul ăsta, nu pentru ca eu să folosesc ceva, să mă îmbogățesc sau să trăiesc bine, ci să fac ceva pentru ăia mei de acolo care n-au pe nimeni, nici Dumnezeu la ei nu se gândește. Dar eu sunt unul care mă gândesc la ei și pentru ei am învățat. Că altfel, adică bine, atunci n-am știut când am trecut Dunărea clandestin. Dar pe urmă, în clasa a patra mi-am dat seama că eu pentru ei sunt născut, ca să fac ceva. Și de-aia m-am dus la Târgu Jiu, la școala normală. Și eu cred că, totuși, eu cred că o să fac ceva. Păi o să te omoare. Dacă mă omoară, asta înseamnă că ăsta e destinul meu. Și mă omoră, dar dacă eu nu încerc, ăla nu încearcă, celălalt nu încearcă, că dacă eu pe mine mă omoară, dar o să vină altul care o să zică, uite mă, Sandu ăsta a murit pentru noi, că a luptat acolo, a făcut ceva, ia să ne ducem noi acum pe urmele lui, să facem și noi ce a făcut el. Și tot așa, unul după altul, și ne omoră pe toți, pe toți ăia care încercăm, dar vor rămâne alții și vor veni și până la urmă tot vor izbândi unii să facă școală și biserică românească. De radio atunci și televiziune nu era vorba. Da. Da. Și acum ăștia s-au uitat la mine, ministrul ăla, și a fost ciudă cumva. Sau că a crezut că sunt anormal. Știi? Și s-a uitat așa la mine și m-a văzut că sunt jerpelit, că am îmbrăcat în haine urâte, știi? Și a zis, bă, dar atunci că ai bani, ceva, așa? Zic, n-am, dar eu n-am nevoie de bani. Zic că eu trăiesc cu ce pot. De exemplu, acolo, la școală, la mine, unde sunt eu, la Craiova, mănânc dude în fiecare zi. Cu asta trăiesc. Mai am un coleg din Moldova care este orfan de război, zic. Bertea Petre îl cheamă și noi amândoi suntem. Poate vine el în Timoc la mine, în Valea Timocului, că să învățăm pe copii românește. Că sunt ca frate de cruce cu el, zic eu. Și că, da, mă, să-i amândoioșat eu pe ei, eu cred că ei în capul lor s-au fi închinat, au fi zis că ăsta e nenorocit de tot. Ce eu, adică, ăsta e nenorocit de tot, știi? O fi zis. Când l-a văzut pe ce, el în loc să se bucure acum că e tânăr, să ducă într-un sat, să găsească o fată, să distreze, să bea, să mănânce, să danseze, el se duce să facă școli pentru ei, să omoare sârbii. Cum fi judecat ei așa. Și până atunci ministrul a zis așa, și că dați-i o hârtie, a dat ordin la ceilalți ministri, care mai erau doi acolo, și scrie acolo, domnule ministru, vă rog să-mi aprobați 3.000 de lei ca să-mi cumpăr haine. Haine, și să-și cumpăr și o pălărie, că acum ești dascăl și tu și așa. Și mâine să vii să te văd. Și acum noi dăm telefon la Belgrad, la ambasadă, și să vină de acolo consilierul ambasadei să discutăm. Și o să ne vedem peste două zile, cealaltă poimâne, știi? Atunci să vii și îmbrăcat și o să vină domnul ăla de acolo, Ionescu, dar Ionescu Petre îl chema pe ăla de la Belgrad și ăla era din Timoc, dinspre Vidin, de pe acolo. Deci tot de-al nostru era și ăla. Și deci a doua zi m-am dus. Ăla m-am îmbrăcat, acum eu am cumpărat hainele, 1200 de lei m-a costat și pălăria și hainele și ghetele. M-am îmbrăcat bine și haine bunicele am luat așa. Deci mi-a mai rămas 800 de lei, Și m-am dus la ora când a zis ministru. A fost acolo domnul Ionescu Petre și acum Ionescu Petre l-a întrebat ce să-i spune la băiatul ăsta, că ăsta ar vrea așa să facă școală la el în sat, ce zici tu? Și ăla a zis așa, că la sârbi e imposibil cu bilele să faci ceva. Iar dacă se duce acolo, decât atâta o să o omoare și atâta tot. Și păcat de tine că ai învățat cartea atâția ani, să te duci să te bagi în gura viperei, adică a șarpelui veninos. Și eu zic, dar eu am zis așa, domnule ministru, nu-mi duceți mie grijă de asta, că dacă e să mor, mor eu, nu dumneavoastră.
Eu sunt făcut ca să mor acolo, pentru asta. Nu făcut, eu sunt născut, născut, nu făcut ca să mor pentru ceva. Eu cu gândul ăsta am făcut și școala, școala asta, că așa mă duceam și mă făceam și eu avocat, mă făceam doctor, dar am zis să mă fac dascăl, învățător, că oamenii de acolo nu știu să scrie, să citească și n-au pe nimeni. Și de-aia vreau să mă ajutați. Bă, că dacă noi aici, că îți dă dură în bani, îți dă dură în sfaturi, dar noi ne uităm la tine că ești copil, după câte știm, orfan, n-ai tată, n-ai mamă, noi suntem tații voștri, tații tăi. Vrem să trăiești și tu, să te bucuri de viața asta. Nu fă prostia să te duci acolo. Zic, nu pot, mă duc acolo. Dacă mă omoară mâine, nu e nimic. Eu mor, nu moare altul. Mie asta mi-este, am zis, scris, să fac ce spun. Că așa am avut familie de boieri care au vrut să mă înfieze, care au moșie, care n-au copii și pot să trăiesc în belșug, ce n-a trăit nimeni, poate, da. Cu cai, cu căruțe, cu trăsuri, cu nu știu ce, și toată lumea din sat sărut mâna boierului și chestii, pot să mă satur de fete, dar mie nu-mi trebuie așa ceva. Eu am nevoie de asta, să-i învăț pe frații ai mei de acolo, că la ei mă gândesc că n-au pe nimeni. Asta e, dacă ar avea, nu mi-ar durea capul, că zic, au ei pe cine au. Și nu mă durea capul, dar asta, ajutați-mă. Și a zis, bine mă, du-te, dar e păcat de tine, știi. Oriunde îți dăm aici post în București, ori în altă parte, unde vrei tu, numai să nu te duci. Și eu am zis că nu, nu pot să vă ascult, mă duc. Și m-am dus. Cum am dus în sat, a treia zi sau a doua sau a treia zi m-au chemat la primărie, noaptea m-a chemat la primărie, seara așa. Și mi-a spus că au ordin, că sunt condamnat la 6 luni să merg în Macedonia să sparg piatră. La muncă forțată, zice Macedonia, da. Pentru că am învățat școala românească și fără voie, fără aprobare de la statul sârbesc, Iugoslav, adică. Erau așa vreo 7-8 odbornici pe acolo, consiliere, acum ai zis. Da, da. Și, deci unii erau și rudene cu mine, dar alții nu erau. Dar ăștia erau oameni în vârstă, oameni serioși. Și când au auzit ei că pe mine mă trimit acolo ca să sparg piatra, unul, Ioncea, tata Ioncea, primul a luat cuvântul și a zis că de aia îl trimit acolo, ca să răstoarne o piatră pe el, să-l omoare, că este român și de-al nostru și a venit să ne învețe carte românească. Da, pe de unde a aflat ei? Cum, păi nu știau că am venit din România eu. Și le era frică. Păi, dar ei știau că sârbii nu respectă cultura noastră și asta și nu vreau să avem școala românească. Și atunci au zis că mergem toți cu el la închis acolo, spargem piatră toți, tot satul luăm și mergem la nacealnicul ăla, la Negotin, să-i spunem că noi nu dăm copilul ăsta, copilul ăsta este singur, mamă n-are, tată n-are, frate n-are. Și atunci ne are numai pe noi. Păi atunci noi ăștia care suntem aici, ce suntem noi pentru el? Nu suntem niște frați de-a lui, niște oameni din satul lui. Cine să-l ajute pe el? Pădurile ăștia de pe aici, de pe nerezize, pădurile mari sau proprii, să-l ajute noi, să-l ajutăm. Oamenii ăștia, zice, că noi avem suflet ca și el. Și noi mergem acolo la nacealnic și spunem că mergem la asta, în Macedonia, tot satul, ca să-l ajutăm pe copilul ăsta să trăiască, că voi ați pus ochii pe el să-l omorâți. Și o spunem în ochi, ca să știe. Așa au vorbit. Eu am început să plâng, că eram copilaș și aveam vreo 20 ceva de ani. 21, poate. Nu, n-aveam. 21, poate. Cel mult. Și ei s-au dus o delegație la Negotin și au arătat nacealnicului. Ăsta era pretor, așa zicea la noi, că eu nu sunt vinovat. Ei nu pot să mă lase pe mine ca să mă iergă în Macedonia singur și că ei au o datorie ca să mă apere, că n-am părinți, n-am pe nimeni și că atunci păcatul, dacă ei mă omoară, cade pe ei și ei nu vreau să aibă păcat.
oamenii, satul. Nu vreau să aibă păcate, că atunci nu o să mai plouă la ei, vacile nu o să mai dea lapte, muierile nu o să mai facă copii și satul va rămâne pustiu. Și că ăsta e păcatul care poate să-i pască pe ei, au zis ei, dar ei aveau mentalitatea lor și cam așa spuneau. Și poate mai frumos decât mine, mulți gândeau, să știi? Și într-adevăr s-a dus acolo și atunci ăsta s-a gândit și a zis, nu e nimic, atunci îl punem în domiciliu forțat în sat. N-are voie să iese din sat decât cu aprobarea de la jandarmeria din sat. Dacă se duce la vie, dealul, undeva, sau unde s-a ieșit din sat, se ducă să ia adeverință de la ăla care are dreptul să iese din sat. Și că nu e nimic, puneți-i aia, dar să nu iese din, să fie al nostru, copilul nostru. Da. Și așa au reușit ei și nu m-am dus eu la, în Macedonia la carierele de piatră ca să scot piatra. Am rămas. Așa am scăpat. Și cu ideea de școală? A, cu ideea de școală. Așa și aflându-mă acum în ideea asta, în sat, m-am gândit eu ce fac eu acum. Că eu am învățat școală și ziceam că mă duc să fac școală românească la toamnă, să vin cu copiii eu aici să-i învăț. Zic, ce fac eu? Și fără să mai merg eu la jandarmerie să cer adeverință, am avut la Geanova, dacă știu unde e Geanova. Da, la Dușanova, ți zice cum. Dușanova, da. Dar chiar că pe românești iar zice Geanova. Da, la Geanova, ai mei, tata Dumitru, avea un prieten pe unul al cotii, al Cotei Ciuciulovici, care era Pătru, îl chema, tata Pătru, și era secretarul la un avocat Vulovici, Vlada Vulovici, țin minte numele, Vlada Vulovici din Negotin. Și Vlada ăsta, tata Pătru, știi, avea un avocat la Belgrad și mi-a dat strada, numărul, să mă duc la ăla și cu ăla să mă duc la Cralița Maria și să cer să avem școală românească. Așa, am plecat într-o zi și m-am dus la avocatul ăsta. Avocat sârb. Cu ea am făcut, cu el, adică el mi-a făcut molba aia sau cererea. Pe el nu l-a interesat, pe el nu l-a interesat faptul ăsta, da, că e în școală în limba română. A socotit că e un lucru natural ăsta, bun, creștinesc, normal, adică. Da. Dacă ar fi fost astăzi, cine știe, ar fi stărit sus. Ce vă trebuie vouă o școală românească când e sârbească? Ei cred că în toată lumea e școală sârbească, că nu sunt, păi sunt 80 de limbi, de, 1000 de limbi în fața Pământului. Nu e numai limba sârbă. 1000, dar ei nu au cultura necesară ca să înțeleagă, că nu învață carte cum trebuie. Și m-am dus, am luat cererea și pe urmă m-am dus la Regina Marioara ca să am audiență la ea. Marioara era fata regelui Ferdinand. Și m-am dus la ea, m-am spus scopul venirii mele este ca să mă duc la doamna, la regina, la majestatea sa, Regina Marioara, că se prezintă o molbă, o cerere. Da. Și ea ce cere în molbă? Și am spus coloneilor ăla, ăștia erau pucovnici la palatul... Colonel. Colonel, da, la... cum îi zice, dvor, Kraljevski dvor, da. Și când m-am dus acolo și au văzut aia că vreau să fac școală românească, mi-au dat un picior în fund, unul m-am căzut pe scări, numai că scările erau de astea, de blâni, de scânduri, și nu mi-am spart capul, m-am lovit așa puțin, și până m-am plecat și a zis că ce caut eu, ce trebuie școală, nu e școală sârbească destulă. Nici n-ai ajuns până la regina. Nu, nici n-am ajuns la ea. N-am ajuns. Dar m-am dus la la ministru învățământului și am spus, uite, am diploma asta, e diploma românească, satul meu este sat românesc, cred că copiii de acolo ar putea să învețe românește și sârbește. Dar și în limba sârbă, dar și în limba română. Și zic, vă rog să mă aprobați, că în primul rând noi nu te recunoaștem că ești român. Tu ce faci tu dovadă că ești român? A zis ea. Păi cu limba care o vorbesc, a zis că fac dovadă, cu diploma asta fac dovadă și cu satul meu întreg că e român. Nu există. Satul dumitale, după lege, este sârbesc. Păi este sârbesc că este în Serbia sau în Iugoslavia,
dar nu este ca limbă, zic eu. Ca limbă, la noi nu se vorbește decât în limba română, iar dincolo de Timoc se vorbește sârbește la Raiaț, la Rogleu, la Bracevaț. Da, sate sârbești. Dar alea sunt sate sârbești. Dumneavoastră nu știți asta, zic. Dar noi, după legea asta și după tratatul de la Saint-Germain, zic ei, nu există români în Serbia. Și că nu există. Păi nu fi existat după tratatul ăla, dar pe mine nu mă interesează tratatul ăla. Eu mă interesează că oamenii ăia trăiesc acolo fără tratatul ăla. Ăia nu știu de tratatul ăla și noi nu depindem de o carte sau, să zicem, un act juridic făcut de nu știu care amărât de diplomat. Noi existăm, pe când tratatul ăla e o carte. N-are suflet ăla. Noi avem suflet. Noi vrem cartea asta să o facem românească și să ne o dați. Și că nu, pentru că tu nu poți să faci dovada că ești român și de unde ești. Știm de că tu știi românește. Păi de unde nu trebuie să știți voi că știu românește, știu eu. Și m-am înjurat și a zis să pleci ca să nu mai discutăm. Și am zis că nu se poate așa ceva. Și la urmă? Toamna am plecat la armată. La armată m-am dus. A servit armata sârbească. Iugoslavă, adică pe vremea. Da, și m-a repartizat în Banat. La Petrograd, așa zicea la Zrenene, nu de astăzi, Veliki Bečkerek, dar avea numele de Petrograd. Și regimentul ăla în care eram eu acolo la Petrogradul de atunci, era scria așa pe poartă, Puk Ferdinanda Kralja Rumunskog, deci era regimentul regelui Ferdinanda I al României. Dar din el, singurul care știa românește eram eu. Și singurul cu studii, care era în tot regimentul ăla, eram eu. De fapt, tot regimentul era cu români din Timoc și cu albanezi. Când se termina vejba, cum se zice, exercițiile. Da, vejba se zice. Așa, noi ne urcam pe niște lemne. Și eu le citeam la băieții aia care erau mai apropiați, de pe Valea Dudere din Coaș, spre Cladova și despre Zăiceri. Deci citeam așa dintr-o carte. Ce carte? Aveam eu câteva cărți luate cu mine. Și ei ascultau, așa bucuroși erau și le plăcea. Și tot ne urmăreau ăia acolo și cu dată chiar le-a întrebat, dar ce le citești? Păi le citesc niște povești, zic. În ce limbă e? Se uită ăla, un sergent. Păi zic, în limba franceză, știi. El nu știa. Tu, dar e interesant, este și eu ce prost am fost. El nu și-a dat seama că aia nu știu franțuzește, sărane aia. Când vezi că scrie franțuzește, zic aici. Da. Zic că, da, zic că e franțuzește. El a văzut că scrie ceva acolo și nu știa ce scrie. Da, chiar el avea școală mare și a înțeles tot. Totuși ceva mai știa el, că era podnarednic sau narednic, ceva era. Da, zastavnic, cum îi zice. Dar totuși ei au observat că toți care erau români pe acolo îmi dau, mă ajută, îmi fac patul ei, adică eu nu fac mai nimic ca ei, tot ce trebuie să facă, fac ei. Te respectau. Da, mă respectau, iar eu numai dacă puteam dormi, știi, cât mai mult, că eram cam somnoros de felul meu și nu mâncam mâncarea. Așa am fost un copil, deși n-am fost de familie, dar nu-mi plăcea mâncarea, da dracu. Eu și câteodată supărat eram dimineața, aruncam păsatul ăla pe zid, păsatul care ne-l dădea, știi? Da, de porumb. De porumb ăla care se dă la porș la noi. Da, da. Așa, și aruncam acolo pe zid și înjuram. Și pe urmă, cam așa, cam la o lună după toate cele întâmplate, dar deloc nu-mi plăcea armata, era scârbă mea de ea. Și vine un doctor al nostru, al regimentului, ne face control și pe mine mă găsește că sunt bolnav la inimă, am ceva. Și îi spune eu, domnule doctor, la noi toți au murit de inimă. Casa mea e pustie acum. Așa și era, dar da. Au murit ei numai de inimă. Că de inimă, de fapt, toți mor, că nu mai bate inima, dar da, boala n-a fost de inimă. Au fost alte boli. Însă noi toți mor de inimă din sat, din casa noastră, așa e boala. Și în fine am ajuns la Subotița, la
Ți-a dat drumul din... Nu, la Subotița, la control, super control. Cam vreo 30 din regiment am mers acolo la control. Ne-a pus așa pe un rând și într-o dimineață a trecut un major, parcă-l văd și acum Dumnezeu să-i fie țărână ușoară. A trecut și a dat mâna așa cu fiecare, a fost foarte cum să cade, ofițerul ăsta sârb. A dat mâna cu fiecare și l-a întrebat, de unde ești? Bă, parcă l-a pus Dumnezeu, știi? Ca să dea mâna cu fiecare și să întreba, de unde ești, de unde ești, de unde ești, de unde ești. Când a ajuns la mine, am zis că sunt de pe Valea Timocului, am zis, dar eu sunt român, zic, singurul care este român, dintre ei aici, dintre ăștia, și cu școală. Și că da, dar tu știi că și eu sunt român. Am zis, el încet. Și ea, am înțeles care, n-au înțeles nimeni, că erau sârbi majoritatea. Și am zis așa în românește, domnule maior, dacă sunteți român, faceți ceva pentru mine, să mă ajutați ca să scap de armată, că nu pot să o suport. Mă scârbă și nu pot, nu mănânc, nu dorm ca lumea. Sunt bolnav din cauza asta. Și eu am să fac ceva. În fiecare zi mă rog la Dumnezeu. Și cum mi-aduc aminte de dumneavoastră, mă rog lui Dumnezeu să vă dea sănătate și dumneavoastră și familiei și să vă duceți bine și familia și dumneavoastră. Că nu faceți decât un bine mie. Eu nu pot, uite, nu pot. M-aș pânzura acum dacă aș putea să scap de armata asta, că nu o văd, să nu o văd în ochi. Zic eu. Zic că, bă, băiete, taci din gură. Am eu grijă ce pot face, fac. Și am ajuns la control acum. Acolo doi colonei și el, în comisia aia. Mă ascultă la inimă unul și zice, bă, că dar ăsta nu are nimic, de ce o fi venit? Când am auzit eu, zic, bă, să știi că ăștia nu mă găsesc bolnav. Dar eu i-am zis așa, domnule colonel, cum ascultați dumneavoastră cu urechea dumneavoastră de atâția ani sunteți, cum o să auziți dumneavoastră la mine la inimă cu o ureche de 50-60 de ani cât aveți? Asta poate să vadă unul care are ureche tânără, poate să audă ce am eu acolo. Dar asta era argument de la mine scos, l-am scos eu pe loc, știi? Bă, că tu ai dreptate, dar zic, parcă n-auzim nimic așa, știi? Știi, așa mai ascultăm și pe alții, știi? Și la alții mai auzim de la tine, parcă n-auzim nimic, știi? Păi eu zic, eu simt că am ceva la inimă, zic eu, știi? Am ceva la inimă, nu pot lucra, nu pot respira. Dar, bineînțeles că eu am mințit când am spus asta. Vine colonelul alălalt. Ascultă și ăla și zice, băi, că nici eu n-am nimic. Păi cum să ne-am spus? Eu am spus că noi la vârsta asta, dumneavoastră, nu puteți să auziți cum aude unul tânăr. Că inima e inima, nu este așa un tren care cântă sau ceva care se aude așa tare. Asta bate încet. Nu aveți de unde. Și atunci am zis, dat la asta, la maiorul ăla, și el a ascultat cât a ascultat și la data s-a ridicat și, domnule, care are extrasistole, bolnav. Păi cum să nu fie dacă, zicit colonei, și așa, aia e, dreptate el. Vezi că tu tânăr ai auzit, dar noi n-am auzit. Da? Ăsta, maiorul ăsta, nu știu numele, dar era bănățean. De pe la Vârșesc, de pe acea zona asta. Și după vreo două săptămâni m-a declarat ca inapt pentru armată, că am o extrasistolă. Da. Adică o bătaie la inimă așa, tac, 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 cam așa bate la extrasistolă. Și eu n-am știut de asta, sincer să spun, nici n-am simțit durere, dar nici acum nu simt, cu toate că am avut un infart. L-am făcut la birou acum, prin anul 2000. Acum tot 3 ani, 4 l-am făcut, sau 5, 6 ani, da, 5 ani. Ce problemă? Eu de aici acum nu mai știam ce să fac. Să mai mă duc la Zlocutea, să nu mai mă duc la Zlocutea. Dar am uitat ceva să vă spun cum am vrut să mă însoare. A, da, păi ați povestit. Ne-a spus pe aia. Când v-am spus? Păi la începere povestii. A, nu aia. Cu altă. Acum? Acum aia a fost când eram în clasa 4-a. Da, dar da. Acum a terminat și acum era chiar de serios. Până în armată. Sigur, acum după armată mă duceam vara acasă și eu. Adică de la Vârșeț aveam acolo școala elevi, eleve și elevi.
Deci elevele într-o parte la internat, băieții într-altă parte. În aia, la Vârșeț? La Vârșeț, da. Unde este banca lui Ceafăru. Așa. Și era cu mine un băiat de la Geanova, de la Dușanovați, Gheorghe Ciuciulovici, zis al Cotei. Ți-am spus eu că tata lui era prieten cu tata Dumitru al meu. Da, da. Și era și el acolo cu mine acum. Și mai era un copil, și noi acolo am avut atunci un copil care venise din Vlaole, din Homole, care a venit la normal acolo. A venit el, a auzit că acolo se învață românește, a venit și i-a dat statul român bursă. Și a învățat de dascăl cu diplomă sârbească. Dar a primit bursă. E cam asta stau lucrurile. Însă, primăvara noi dădeam examen la copiii care intrau în liceu, mai pregăteam, mai câștigam bani, câștigam frumoși bani. Da, pe limba română sau sârbă? Predam română, sârbă nu mă interesa. Nici nu știam că lumea e o sârbă. Ce știam eu era puțin. Pe la Vârșeț exista școală pe românește? Păi învățau copiii și sârbește învățau, dar asta era liceu cu limba de predare în limba română. Dar învățau și limba sârbă. Că așa este liceu și acum la fel este. Da, da. Și câștigam bani frumoși așa. Și tot timpul așa, tot mă gândeam eu, mă, ăia să fi fost chiar așa de tâmpiți de la armată, să mă lasă pe mine slobod, știi? Mă, eu tot cred că totuși eu sunt bolnav de inimă, a ziceam eu, știi, în capul meu. Eu totuși ar trebui să mă duc eu la băi, știi, să mă vadă pe mine un doctor. Da, dacă eu ai fi bolnav, am zis eu, în capul meu, cu atâția bani care i-am, fiindcă câștigam bani mulți de la copii, că nu știau limba română ca lumea, copiii și eu veneau la mine, eu îi învățam și dădeau examenul și câștigau. Adică intrau în liceu, știi? Priemnii spit, da, da. Ăla era. Da, da. Așa, unii predau matematică, eu predam română, altul gramatică și așa. Ghiță Ciuciu preda gramatică, că el era de la Geanova, Dumnezeu să-l ierte. El a murit la Los Angeles. Ghiță Ciuciu, da. În Statele Unite, dar a fost înmormântat lângă Timișoara. Aici, la Giarmata Vie, a fost înmormântat. Ia, l-au adus aici și l-au înmormântat. Păi, dar nu l-au înmormântat în Geanova. Nu în Geanova, că nu l-au fi lăsat sârbii acolo, dar aici l-au înmormântat, că la Giarmata Vie, acolo, el a fost dascăl. A fost dascăl acolo. Așa. Și acum am gândit eu să mă duc la Vârnea și Cabanea. Băile. Da. Vârnea și Cabanea erau băile regale. Numai regele, Craliu mergea acolo. Eu cam aveam bani și am putut să văd eu cum e cu sănătatea. Și m-am dus la un doctor, Gostușchi, uite, îi spun numele, că țin minte numele lui, Gostușchi, am zis eu mă duc la ăsta, că are nume ăsta polonez. Polonezii sunt oameni cinstiți și au suferit de pe urma rușilor, am zis eu. La ăsta mă duc. Într-un sârb n-am încredere ca în ăla. Și într-un român poate m-aș fi dus, dar nu erau români la Vârnea și Cabanea. Și m-am dus la ăla. Și i-am spus, domnule, uite, povestea mea, toată i-am spus-o cum este, el a zis, desfă-te să te văd. Și m-a văzut și el a zis, bă, băiete, uite eu ce zic, tu mai nimic n-ai la inimă. Dacă găsești o fată cu care să trăiești viața sexuală, nici asta nu o să mai simți să ai. Așa, trebuie să ai duci o viață normală. Să dormi la timp, să te scoli la timp, să mănânci la timp, să te curci cu muierea la timp și să te scoli la timp. Totul e. Și afară de asta, asta mi-a spus-o după ce m-a văzut. Și pe urmă, dacă vrei să trăiești cu 20-30 de ani în plus, decât ai trăi în mod normal, uite, fă ceva ce zic acum. Păi zic, fac, domnule doctor, spune ce. Dar eu i-am dat lui atunci 100 sau 200 de dinari și el și plata era numai vreo 50 de dinari. Eu i-am dat de 2-3 ori în plus. Da. Pentru că, ca să fie atent cu mine, știi? Și el a văzut el că ceva e cu mine dacă îi dau eu atâta, fără ca să cer ce are el, știi? Da. Și atunci el a zis așa, du-te și cumpără un litru de alcool, știi? Alcool. Și eu te învăț pe tine cum să faci să trăiești cu 20-30 de ani, mai mult. Dar sigur nu că povestești că mă duc. M-am dus și am adus un litru de alcool, m-am desfăcut de tot și mi-a făcut un masaj vreo 2 ore.
începând de la cap până la unghii, la picioare, știi? Și mi-a făcut masaj și a zis așa, ai văzut cum fac eu masajul? E, tu nu o să cumperi pomadă în fiecare dată, că n-ai, mai faci și cu apă, mai faci și cu săpun, mai faci și fără săpun, da. Dar e important ca dimineața și seara să-ți faci tu masajul ăsta, că nu l-ai face tu cum fac eu, zice el, dar dacă îl faci, asta ține în minte că eu o să mor, că nu sunt, sunt bătrân, vezi cum sunt. Da. Dar îți aduce aminte de, de Gostușchi, nu știu cum mai zicea. Dar am cartea lui care e la acolo, nu știu, cred că și acum o am în bibliotecă. O țin acum la mine, știi? Da. Și o să-ți aduce aminte de Gostușchi ăsta, prăpăditul de aici, care am fost și eu în Polonia cineva, când am fost, am fost conte, știi? A, grof. Grof. Și acum auzi că sunt un amărât de doctor aici, așa, să-ți faci tu masajul ăsta, mă băiete, singur, și nu e nevoie să-l faci cu pomada asta, că asta costă bani și tu n-ai de unde, fă singur. Deci fă tu singur masajul ăsta, sus, jos, sus, jos, sus, jos, și gimnastică și să cauți să nu te superi, să te ferești de oamenii care sunt supărăcioși, să n-ai stres. Ferește-te de ăștia, dacă poți pleacă în lume, numai cu ăia care se ceartă, cum îl văzut și pe ăsta al meu, da, da. Care îl văzut aici. El, el zice, auzi, bagă de seama, eu sunt vinovat că el dă benzină unde nu trebuie. Dar eu nu știu cui dă, nici nu mă întreabă care sunt ăia. Le-a dat la unii, dar nu știu la care. Ceea ce mă face pe mine să cred că nu le-a dat deloc. Știi? Păi pot să cred. Că eu eram ăla care știam cui să-i da. Da, da. Mă rog, acum. Nu, eu mai am ceva, bani le mai dau. E, e așa problema, știi? Mie mi-a plăcut de doctorul ăla și am început să îmi fac eu singur ăsta masaj și acum îmi fac tot la fel. Deci acum eu am ajuns la 90 de ani datorită lui, dar nu cred că numai datorită lui. Și pe urmă, fiind la acolo la asta, la Vârnea și Cabanea, la băiele ăștia, m-am împrietenit cu sâri, cu mulți pe acolo, știi, și cu români, că erau și români de pe la Raduieva, de la Prahova, de pe unde nu erau, și m-am împrietenit cu ei așa, dar n-am, erau și fete, dar nu, naiba știe, nu știu, nu mi-a căzut mie una să-mi placă de ea, știi, și nici la mine în sat, erau fete multe în sat la mine, dar veneau de la Raiț și veneau două dăscălițe la mine în sat, în fiecare duminică ca să mă vadă, dar eu nu... Nu mă uitam la ele, mă uitam eu așa și chiar cam puțin mi-a, îmi plăcea de una, dar nu mă făceam, eram cam mândru, știi? Așa, deci mă țineam măreț, cum să zice, da. Și nu mă atrăgea, știi? Stai că îți povestesc eu pe urmă ce s-a întâmplat. Dar acum, aflându-mă la Vârnea și Cabanea, chiar în ziua, în momentul ăla, a murit Regina Maria a României. Mi-aduc aminte, Dumnezeu să o ierte, știi? Regina Maria, Regina Mama, îi zic românii, și atunci m-am închinat și eu, știi, pentru că sufletul ei, și țin minte că eram la băi acolo, știi? Dar și sârbilor le-a părut rău, știi, de moartea ei. Da. Pentru că ea era mama lui Mărioara, regele Iugoslaviei, lui Alexandru I. Alexandru I. Velico, da. Cum îi zic, da, sârbii. Da. Așa. Cine și Alexandru Veliki, el era Alexandru Makedonski, parcă. Nu, Alexandru. Alexandru primul. Nu, Alexandru Karađorđević, ăsta care a fost în război în 1914 până în 1918. Deci la asta e soția lui, știi, Mărioara. Și mama ei e Maria, asta care a murit atunci. Și așa că s-a terminat, acum am întors acasă și când am întors acasă la Zlocutea. La Zlocutea eu mă duceam și adunam poezii populare de la bătrâni și de la babe. De la babe mai mult de scântece, că la noi acolo doctori nu erau și, de exemplu, treceai la o babă vrăjitoare și îi dădeai un ou și ea îți descânta și îți trecea boala. Dar, eu am fost, de exemplu, într-un caz din ăsta, că mă durea capul. Odată am fost, adică o să spun eu acum că așa mi s-a întâmplat mie. Deci, sora mea la care stăteam, că n-am stat la casa mea, am stat la sora mea unde era măritată, la truna lui Bondoc, care era chiar în mijlocul satului, și ăsta era un om ciudat, știi? Pe sora mea nu o lăsa să joace în horă, că era frumoasă, și se uitau bărbații la ea. Și atunci ea, știi ce făcea? Era chiar lângă horă, aducea carul acolo în față, la gard, punea carul la gard,
și în care avea blana aia lungă, știi? Și el juca cu sormea acolo, știi, în car și cu... Nu-i dădea drumul neam în voră. Nu-i dădea drumul în voră ca să nu se uite, să nu se uite oamenii, știi, la, la ea. Așa de gelos a fost. Că să, să uite la muierea lui. Și sora mea zicea, zică, mă, trună, jucăm și noi în oră ca lumea, nu jucăm în carci, că... Păi că firea dracu să fie, de aia vrei că acolo în oră, să se uite ăștia bărbați, adică oamenii, zicea el, să uite oamenii la tine în loc să, în loc să se uite la muierile lor, să uite la muierea mea. Dar eu pe tine te am muiere, nu am nevoie să te uiți, stai tu aici, că pun coberița pe tine, zice ea, el. Și, deci, nu se ducea la horă, știi? Și ce făcea el? El se ducea la apă și până la apă era aproape un kilometru cu coberițele pe, pe, pe ăsta, pe spinare, om, bărbat, singurul din sat. Dumnezeu să-l ierte, Nana Tudor, al lui Bonduc. Și râdea lumea de el. Băi, ăsta... Tudor, parcă, na? Da, da. Zice, ce mă, tu ai ajuns să, să care apă la muiere? Dar ce mă, că să o las la apă ca să o vedeți voi? Că e muiere frumoasă și tot să uită la ea. Și numai eu să mă uit la ea, că e a mea. Zice, că eu îi dau, eu o îmbrac, eu o dezbrac, eu îi fac mâncare, tot numai să fie muierea mea, nu și a altora. Da, parcă era turc. Da, 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 așa era. Și eu râdeam așa de el, dar eu nu simțeam față de femei nimica. Tot timpul eram acum numai cu ai bătrâni și scriam poezii populare. Scrisesem vreo două caiete. Cam am scris, după ce am scris două caiete, n-am mai avut unde, pe ce să scriu. Într-o zi mi-am dat seama că nu mai am nici cerneală, nici caiete și am plecat direct la Raiz ca să mă urc în tren și să mă duc la negotin să cumpăr caiete. Când m-am să urc în tren, s-a urcat o fată care era de scăliță la Țoromașța, a l-o lapădat, lapădat obiș de la, de la Blivanuț, dacă știi satul. Da, știu, știu. La Blivanuț, Blivanovaț. Nu știu cum îi zice. Așa îi zice atunci. Pe la Blivanovaț. Nu știu, Blivanovaț. Păi Blivanovaț îi zicea. Și Lapădatović era. Dar nu știu dacă nu era Elisabeta ea, de scăliță. De scăliță, frumoasă fată. Și ea se urcă în tren odată cu mine, știi, acolo. Dar nu ne cunoșteam. Atunci ne-am cunoscut. Și ea mă întreabă, căci că eu știi că m-ai văzut, nu m-ai văzut pe mine la horă la tine în sat. Ba te-am văzut. Dar de Velko, ce? Velko, îi zice. Velko, mi se pare că zice. Velko, exact, Velko, da. Da. Dar zic că nu m-ai văzut și că la tine în sat, că eu vin în fiecare duminică la horă la voi acolo, cu colega mea de la, de la Raiaț. Și mă uit la tine și tu nu ne bagi în seamă să vorbești și tu cu noi, că și noi suntem fete, da? Și noi vrem și noi cu un băiat să vorbim. Păi da, dar eu zic că eu sunt alt copil, alt fel de băiat, știi? Eu nu sunt unul din ăla ca să mă uit la fete, știi, că nu mai pot după ele, știi? Nu mă interesează fetele. Acum, eu acum trebuie să scriu anii ăștia, poeziile ăștia de la moșii ăștia care mai trăiesc, că dacă ei mor, pe urmă ei se îngroapă cu poeziile ăștia care le au. Și așa se încomori. Zic, și de aia. Și uite, acum eu am plecat ca să cumpăr caiete, zic, la negotin. Păi tu știi ce este astăzi, zice ea. Păi nu știu ce e, ce zi era, nu știam. Zic că e duminica astăzi. Cum te duci la negotin să cumperi, da, să cumperi caiete când nu există prăvării deschise? Și am zis că eu mă duc. Ce-o fi, o fi, mă duc. Și ea a zis că și ea se duce până la părinți și rămânea pe acolo. Părinții erau la Negotin? La părinții, la Blivanuț. Că și ea se duce la părinți și se întoarce după aia. Ba nu, a zis că se duce la părinți. Și pe urmă, în tren, a zis, să știi că m-am răzgândit, când te întorci tu, mă întorc și eu. Aha. Numai eu o să iau în timpul ăsta, că te duci tu, poate că mama îmi face o găină, ceva, și să aduc niște pere, uite cât așa ca mâna de mare, știi? Să le vrei și tu când sunt, să te uiți la mine ca să mă urc în același vagon. M-am uitat eu și a venit și ea. Da. M-am dus la negotin, tot era închis. Însă am aflat eu unde stă dugăiașul ăla. Iotice îl chema. Aha. Și zic, mă duc eu la ăla și l-am rugat, domnule, zic, eu am uitat că este astăzi duminică, am nevoie de asta, 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 uite, banii, fă-mi asta, zic, că nu e nimic, că el a dus, mi-a adus toate astea, cerneală, două sau trei caiete și nu știu ce am mai luat.
Și am plecat cu trenul înapoi, ea s-a urcat cu mine și după ce s-a urcat cu mine în tren, am dus-o puțin, așa, vreo 20-50 de metri mai încolo, către Țoromașța. Și eu am avut, cărțile, caietele la ea în geanta, în geanta ei. Eu n-am avut nimic la mine și ea le-a băgat la ea într-un cufăr mic, așa, care l-avea. Și am mers la 50 de metri, dar ea zice că cum acum mă lași pe mine ca să mă duc singură prin porumbul ăsta? Păi zic, te las că eu la ora 5 trebuie să fiu pe câmp să mă întâlnesc cu tata Sâma, prunarul, să-mi spună cântece. Și ăla ce o să zică că nu, vede că nu. Da. E, ce o să zică? Și tu mergi odată cu mine. Mergi cu mine, măcar mai încolo, iar azi, măcar mai încolo. Păi zic, te mai duc puțin și am mai dus-o puțin, pe urmă am vrut să plec iar azi, că să mai duc puțin. Da. Și tot așa, până am ajuns la Timoc acolo, la Țoromașța. La Țoromașța am trecut Timocul, am cumpărat o lubeniță ca să mă duc la Zlocutea cu ea, știi? Și i-a zis, lasă că mergi la mine și o mănânci la mine la școală, să vezi ce școală frumoasă am. Și eu zic, ce să mai merg la tine, zic eu, nu? A trecut ora 5. Da, ce o să zică omul ăla, zic, acum îți dau lubenița ție și te duci cu ea. Nu, să mergi până la mine, că uite așa eu mă învățai cu tine și numai atâta să vezi și tu cam unde stau eu. Da. Că poate vii la mine vreodată, știi? Păi, da, am zis eu până acum nu m-am dus la fete, nu prea simțeam ceva față de ele, dar parcă îmi plăcea ceva de ea, știi? Și m-am dus la ea. N-am avut încotro și departe nu era, de fapt. Așa, mai aveam vreo 500 de metri până la școala ei, m-am dus și... Ei, acum a fost prima dată când am pus eu mâna pe o fată. Prima dată, da. Am mâncat cu ea, pe urmă. Am mâncat, am stat și... Ea m-a dus și mi-a arătat, avea zestre numai din mătasă și 18-10 hectare de vie. Era cam bogată? Bogată fată, a-l-o lăpădat. Și deci ea, mai mult ea îmi făcea mie curte ca să-mi placă de ea, dar pe mine nu m-a interesat. Deloc e mai interesat, mă gândeam la ăla, știi? Și acum a venit seara, știi? Că asta era cam așa, pe la 6-7. Tot am vorbit noi, a venit seara. Am rămas toată ziua la ea. Și am rămas la ea acolo, cu vorba, cu ăsta. Și pe urmă, acum mă gândeam eu că o să dorm cu ea, știi, seara. Asta a fost gândul meu, știi? Mă gândeam eu cum o fi, știi? Prima dată fără experiență. Da. Și zic, cine știe ce o să fie? Știi, ea s-a îmbrăcat, că mă gândeam eu că o să mergem acolo, o să dorm la ea, ea într-un pat, eu într-un pat, cine știe cum o fi, știi, lucrurile. Și când să ieșim acum afară, ea cu lampa aprinsă, eu după ea. Și odată când să ieșim afară, unul dă cu un baston și sparge lampa. Eu când am văzut că s-a spart lampa și a făcut asta, am zis că s-a terminat cu mine. Jandarmii m-au prins și acum mă închid. Da, erau jandarmii. Ziceam eu. Și, mă rog, acum mi-am dat seama, ăla era un prieten al meu, un învățător de la Raiț și eu pe urmă i-am lăsat și am plecat. Ei s-au certat, aia avea pistol, era gata să-l împuște pe ăla. Asta era așa că erau așa înfuriată de ce a venit pe acolo după ea să urmărească. Eu am plecat, am cerut scuze că n-am știut și mi-am văzut de treabă, știi? Dar într-o zi vreau să zic, asta era interesant. Cum au vrut ei să mă, sorul meu adică, să mă logodească cu o fată de la Coilova. Deci dimineața m-am pomenit cu lăutarii și cu rudele mele, care erau un văr de-al meu mai mare, Ioniță, sorul meu, mama vitrega mea, 5-6 înși erau în grup și lăutarii și jucau acolo la horă, în fața acolo. Și aveau un purcel într-o țapă, știi? Un purcel. Ai ți-a pregătit? Nu. Da, păi ei aranjaseră cu cineva de la Coilova, cu o fată de acolo, bogată la fel. Și zic ei, acum... Dar eu întreb, mă, ce faceți acolo? Băi, că noi mergem că la Coilova, că suntem închemați, chemați la o logodnă, zice, acolo. Suntem chemați la o logodnă și mergem, mama mea, vitregă, era de la Coilova. Și de-aia venim că să te luăm și pe tine, știi, că
de mergem acolo și să fii și tu. Da. Ești băiat mare, știi, doar. Și noi suntem rudă cu ăia care fac logonă. Deci că nu vi s-ai ce s-a pregătit. Nu. Și zic, bine, atunci mă scol, m-am spălat repede și am plecat cu ei. Când am ajuns acolo, au început să mănânce, să bem. Și fata era o fată, era anexia alu Brenda, îi zicea la fată. Hai, nu știu, că îmi scap acum. Ba da, știam numele, mi-aduc eu aminte de ea. Și alu Brenda și Anisie era fratesul care era la liceu la Negotin și ăla părea că este ginerele, știi, ăla, candidatul la însurătoare, adică, așa. Tu nu știi și, că e frate. Da, dar eu nu știam. Și ăsta mă întreabă pe mine, fratesul, ce zici de fata asta? Băi, frumoasă fată, bravo, uite, te felicit, ții că te căsătorești cu ea. Dar fata se dădea pe lângă mine, știi? Și nu înțelegeam, știi, nimic din toată chestia asta, știi? Și pe urmă au început să joace, să cânte, să ăla. Și la un moment dat pe mine m-a apucat o durere de cap, de n-am mai știut de mine. Și le-am spus acolo la aia, mă, ce mă fac? Ce mă fac că mă doare capul? Și au zis ei că să mă duc cu două babe în potoc să descânte. Și m-am dus în potoc, mi-au descântat, am băut apă din potoc și m-am uitat printre picioare și când m-am uitat, a zis babele să mă uit în sus, nu mai m-a durut capul. Te mai doare? Zic că nu mai mă doare, am zis eu. Dar eu zic, mai rămân pe aici, știi? Și babele s-au dus acasă la joc acolo, la mâncare și eu am plecat pe pârâu în sus și m-am dus la Zlocutea. Pe urmă am aflat eu că toată chestia asta era făcută pentru mine, știi? Aici încheiem, eu zic. Bine, ce poți să ne spui pentru congresul ăsta ce a fost ieri? Ce poți să ne spui pentru congresul ce a fost ieri și pentru festivitatea asta aici? Păi așa în grabă, băi, ai. Deci dumneavoastră nu vă puteți imagina cât de greu este să organizezi un congres. E foarte greu. Întâi că trebuie bani, trebuie energie, trebuie multe lucruri pe care nu le avem. Și sacrificiile sunt mari. Eu la vârsta mea am mari greutăți, am avut mari greutăți și este mai greu pentru mine ca să mă descurc în probleme din astea decât unul mai tânăr, numai că ăla tânăr n-are priceperea pe care o am eu. Și eu am mai făcut și altă greșeală, că am chemat prea mulți, adică nu că eu i-am chemat, ei s-au oferit, eu n-am refuzat pe nimeni care a cerut să vină. Și eu cred că de la voi au venit 150 de oameni, numai din Timoc, din Serbia. Păi ar fi venit poate și din Macedonia, dacă i-aș fi lăsat, ar fi venit și din Banatul Sârbesc, dar noi am mai acceptat și așa că suntem 400 și ceva de aici. Ei, gândește-te așa, că-ți vine cineva în gostie, 2-3 și oricum e greu să te descurci. Da. Dar să-ți vină 400 și să-ți vină de la distanță și uite să le dai motorină și să le dai mâncare și să le dai casă și eu să fiu cam sigur că nu prea sunt cu mulți care mă ajută, nu e prea ușor. Da, dar cu folclorul, cu grupele, trupele, din ce cauză sunt aici? Este o zi mare sau...? Păi ziua asta este totuși, după părerea mea, este o zi mare, găsesc eu că e o mare sărbătoare, pentru că oamenii ăștia care vin din diferite părți, că ei nu vin aici pentru că să mănânce la noi în Timișoara sau să doarmă, că ei n-ar avea paturi sau n-ar avea mâncare acolo la ei. Dar ei vin că vreau ceva nou să vadă. Să vadă România, să vadă oamenii, să se cunoască unii între ei. Lucrul ăsta este important, că noi ne vedem unii cu alții. Ne vedem de la sute de kilometri, de la mii de kilometri. Ați făcut cunoștință cu ea de la Iași, cu cei de la Chișinău, v-au chemat să veniți la ei, ei și dumneavoastră o să vă duceți la ei, ei o să vă primească ca pe frații lor. Aici nu e frate așa în mod obișnuit, ci e un frate de suflet, cum să zice, știi? E altfel să vă văd pe voi când vă duceți la Chișinău sau la Iași, sau la Oradea, sau la Arad, sau știu ce, la București.
Și altfel sunt, îi vedeți voi acolo când vin ei. Ei simțiți că sunt unii din sufletul vostru, o parte din corpul vostru. Sunt ăștia care vin din România. Așa pot să vină și niște bulgari, pot să vină și niște sârbi din România, dar ei sunt sârbi, ei au altă afinitate, alte legături. Deci nu oricine poate înțelege mecanismul ăsta etnopsihologic care leagă aceste națiuni. Noi avem nevoie de această legătură sufletească. O face cu mare greutate, pentru că nu avem finanțele necesare ca să o facem. Dar nu e importantă partea asta a finanțelor, pentru că și țiganii au bani, dar n-au suflet. Aici trebuie să ai suflet, să simți și să faci niște lucruri care, după părerea mea, sunt niște lucruri curate, dumnezeiești, aș zice eu, pe care nu le face oricine și nu le face pentru el. Deci noi, dacă facem acest lucru, eu nu fac aceste lucruri pentru mine, ca să zici tu că, domnul Sandu, uite, eu vin și vă aduc o sticlă de șampanie sau nu știu ce, vă dau 1000 de lei sau 2000 de lei sau 1000 de euro. N-am nevoie de banii voștri, eu am nevoie de sufletul vostru. Să fim prieteni, să fim suflet, să iubim și pe sârbi, să iubim și pe turci, să iubim și pe albanezi, să iubim și pe nemți și pe bulgari și pe greci, dar să avem aceleași drepturi, să ne dezvoltăm, că trăim în lume civilizată, vrem să intrăm în Europa, să nu mai facem deosebire între unii și alții, că, de exemplu, sârbii sunt superiori sau românii sunt superiori și sârbii sunt inferiori. Toți suntem egali, că Dumnezeu așa ne-a creat. Până la urmă, asta va fi soarta tuturor, să fim egali și să ne înțelegem unii cu alții și să ne vedem de treabă, ca să putem să ne facem casa ca lumea, să avem ogorul făcut ca lumea, să muncim ca lumea și fiecare în limba lui. Noi avem o cultură deosebită pe care sârbii, bulgarii, poate chiar și grecii nu o au. Ei cred că ei nu pot să înțeleagă cultura noastră. Asta e o cultură, un tezaur, un ceva mai mult decât scump, decât aurul și decât orice lucru scump din ăsta material. Da. Deci sufletul ăsta care l-aveți voi și dansurile ăștia și costumele ăștia nu le are alt popor din Europa cum le aveți voi. Afară de asta, trebuie să vă gândiți că voi descinde sau noi dintr-un neam pe care nu-l descinde oricine din Europa, nici chiar italienii. Noi descindem din daci și romani. Ne-am amestecat dacii cu romanii și iar dacii au fost înainte de Iisus Hristos cu 4000 de ani. Da, da. Și romanii la fel. Cele mai puternice neamuri au fost romanii și dacii. Și la anul 106 după Hristos a fost războiul dintre daci și romani, în care romanii, împăratul Traian a câștigat războiul, Decebal s-a sinucis, a căzut prizonier, au venit romanii, armata romană, a cucerit Dacia, a luat vreo 800 de cară de aur, l-a dus la Roma, s-a îmbogățit, iar pe dacii vreo 50.000 de ofițeri romani, ăsta daci au fost luați prizonieri, duși în Coloseum la Roma și aruncați la lei și la tigri în luptele de acolo și ei s-au distrat pe seama ofițerilor daci care au murit în Coloseum. Asta e o tragedie și un genocid pe care l-au făcut romanii. Dar asta a fost soarta noastră. Au venit, s-au amestecat cu români, dacele și au făcut pe români ăștia acum, cum sunt. Dar sunt cum sunt. Ei nu ne amestecăm, nu ne asemănăm nici cu germani, nici cu ăsta cu grecii, nici cu sârbi, nici cu nemții, nici cu rușii. Noi avem ceva deosebit, dar noi nu suntem un popor rău, suntem un popor pașnic și un popor inteligent, generos în același timp. Nu vrem să facem rău nimănui. Dacă dumneata mă crezi pe mine, eu am, în 1947, după ce am fost la ambasada la Belgrad, am fost rechemat în Ministerul de Externe la București și eram student atunci la Facultatea de Drept. UDBA sârbească a trimis pe unul din Vrbița Mare, pe un băiat care se numea Marian Bordeiașovici. L-a trimis în România după mine cu un pistol, cu 5 gloanțe, să mă împuște și pe urmă să vină să
îi dea premiu sau știu eu ce să-i dea. Pe el l-a prins, l-a trimis în judecată și la judecată toți au cerut ca să fie condamnat la muncă silnică pe viață, că a venit să omoare pe cineva. Iar eu am zis, eu am fost singurul care am zis să fie achitat, că nu cred că ar fi făcut acest lucru, că nu cred că el ar fi împușcat un român să împuște un alt român. N-ar fi făcut-o. Afară de asta, în tot timpul războiului, numai de 3 ori l-am scos din închisoare de la Turnul Severin. Și tot timpul a făcut contrabandă și în numele meu. Că a zis că e omul lui domnul Sandu, că a venit din partea lui și așa mai departe. Și deci eu am pus vorba acolo la judecată să fie achitat și l-au achitat. A plecat acasă. Ceea ce nu cred că altul ar fi făcut. Eu nu știu. Dumneata nu cred că ai făcut sau altul. A venit să te omoare și tu să zici, nu domnule, eu îl achit pe ăsta. Bine, vă mulțumesc pentru interviu. Sper să mai ne revedem și la anul. Vă doresc mult succes.